motivul pentru care îl votez pe el, să îl imit. Nu mă interesează, nu prea am încredere în niciunul. Și atunci și la anul sau peste 2 ani, cred că o să fie alegeri, eu o să votez din același considerent. Care e mai personaj, pe ăla îl votez. Adică mi-ar plăcea cumva să plec la Hollywood. Mi-ar plăcea să lucrez acolo. Dar există atât bărbați cât și femei, care sunt întreținuți, slash întreținute. Dar era, el nu știa foarte bine româna, știi? Dar îmi zicea că știe. Zic, păi, vrei să vorbesc în engleză? No. La un moment dat m-am dus ca să-l testez dacă știe româna. Zic, bă, sunt foarte trist. Yeah. Zic, băi, o mătușă de-a mea a avut un accident. Ăsta e verbul preferat al iubitelor, asumare. A asuma. Nu, tu nu-ți asumi. Cum să te duci mai jos, personal, efectiv? Cum să fii mai nenorocit? Se pare că ești prea de gașcă. Citește asta, frate. Okay. Mie mi-ar plăcea foarte mult să fii obligat de Instagram să postezi și necazurile relației și ale vieții. Nu luăm inițiativa atât de des. Din nou, mă refer la mine. Nu știu, probabil acum lumea o zic, băi, ce... Poate se uite astrologi sau ceva de genul ăsta. Se uită neti, știi? Mă, marci de aici cu porcăriile astea, că taurul, de fapt, e nu știu cum. Aș vrea să fiu milionar. La un moment dat, să ajung milionar. Din cine știe ce schemă piramidală. Știi ce mă enervează la ăștia frumoși? Că mereu zic că nu sunt frumoși. Mă enervează mai tare. Adică îți vine cumva, băi, cine sunt? Adică ești, îl super pe Dumnezeu. Comentați afirmațiile lui... El e un băiat glumeț, așa. Băiat glumeț, dar nu e genul. Mă rog, așa, mergem mai departe. În schimb cu uza. Așa, eu mereu am zis că în țări civilizate și super, în care treaba merge perfect, cum ar fi Elveția, eu mereu bără, Norvegia, altă țară. Mm. Ce vorbesc ea la emisiuni de umor? N-ai nimic. Nu există nimic de care să-ți bați joc, nu există nimic ce să ironizezi, tot e perfect, tot funcționează. Dar cred că nici nu au foarte mult umor. Aș face un sketch cu Iohannis, aș face asta, sau cu oricine din domeniul ăsta. Pentru că trebuie să arate și ei că sunt umani, că sunt din tot din tagma noastră. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste. După cum bine știți, acest canal intitulat cu numele meu a debutat în arhivele YouTube-ului în anul 2021, luna martie, adică acum un an jumătate. Și au existat niște invitați care au fost... foarte frumos din punct de vedere principial de caritatea, de m-a ajutat pe mine să exist pe YouTube, pentru că în vremea aia, dacă acceptai invitația mea la podcastul Vin de o poveste, o făceai doar așa din bun simț, că era clar că tu n-ai să câștigi absolut niciun nicio mare scofală venind aici, că acele podcasturi erau văzute doar de cei mai vechi dintre abonații noștri de acum. Între timp, ele au început să se vizualizeze de către oameni care le descoperă abia acum. Și pentru faptul că sunt o grămadă de lucruri de discutat cu unii dintre invitații extraordinari pe care am avut la începutul acestui parcurs, după cum bine ați observat, am început să mai reinvităm din invitații care vor avea întotdeauna lucruri de spus pe aici, așadar astăzi alături de noi Ionuț Rusu. Mulțumesc mult, Ionuț, în primul și în primul rând pentru faptul că ai acceptat invitația mea de acum un an jumate și în al doilea rând pentru faptul că ai acceptat astăzi. Oricând, frate, oricând, cu mare drag. Am fost atunci parcă al doilea invitat, dacă țin minte. Mm-hmm. Da, și mă uitasem zilele trecute, cum ți-am zis înainte să începem, că a crescut super tare podcastul ăla în raport cu ce era atunci. Adică atunci mă uitam frecvent, am o obsesie cu verificarea asta, bun, mi-a făcut, și avea vreo 16-17 mii, ceva de genul ăsta, din la început. Și acum are vreo 90 de mii. Bine, grație lui Teo Rose și altor invitați. Mulțumesc frumos că ați venit. Eu trebuie să le mulțumesc altor invitați, știi? Mi se pare că un invitat ăsta care nu face foarte, foarte multe view-uri ar trebui să implice și el la invitarea altora. Adică tu când vrei să chemi un grand, vrei să-l chemi pe Iohannis. Tu zici, bă, hai să-l chemi pe Iohannis, că o să crești și tu. Ok, hai că-l sun. Te ajut și eu, insist și eu la el, doar ca să creștem împreună. Bine, putem să te chemăm pe tine.
în locul lui Iohannis și să, și să, da, da, să faci o imitație, cum, ca la televizor. Ia Ionuț, imită-ne Iohannis. Cum ar zice Iohannis acum? Cum ar spune Iohannis acum? Mi se pare că e un personaj care... Adică, eu mă rog, faze... Eu nu sunt un fan al niciunui politician, chiar nu sunt. Eu l-am votat pe Iohannis strict din... Am votat pe el. Strict din considerentul ăsta. Strict. De ce că voi să-ți președinte ca să-l emis? Exact. Da, atât. Eu aș fi pus pe buletinul de vot. Dacă exista pe buletinul de... Motivul pentru care îl votez pe el, să îl imit. Nu mă interesează. Nu prea am încredere în niciunul. Și atunci și la anul sau peste 2 ani, cred că o să fie alegeri, eu o să votez din același considerent. Care e mai personaj, pe ăla îl votez. Ok. Bine, nu chiar extremiști, adică nu o să mă duc că e personajul unu fascist, știi cum s-a întâmplat în Italia acum. Sau cum se poate întâmpla și sau la aia, da, la asta mă refer. Dar al doilea, după extremiști, eu îl votez. Are ceva, are un defect de vorbire, are o particularitate de care mă pot lega. Așa o să votez. Păi uite, Joana e râit. Joana, da, votați. Pentru mine, vă rog, facem parodii la Joana. Acum, băi, oricum, da, dracu de țară. Oricum, sincer, nu. Ce te mai aștepți la evoluție? Din punct de vedere, adică evoluție care să fie cauzată sau să fie datorată conducătorilor, sigur nu. Aia zic, nu cred că va apărea cineva în viitorul apropiat care să facă niște schimbări remarcabile. O să fie tot un băiat care o să ne anunțe că e bine, că se concentrează super tare ca să ne facă să ne revenim. Noi tot varză, tot locul 27 din 28, că mereu Bulgaria, avem Bulgaria aici. Și pare genial că au băgat și Bulgaria. Cred că a fost la aderare, România era... Nu prea am intrat, că suntem ultimi. Nu, luăm și bulgari. Sunt și ei, o să fiți mereu penultimi. Hai, bine, intrăm dacă și aia e ok. În afară de turism, unde ne-au cam bătut în ultimii ani. Da, da, noi avem și acolo alibiul nostru, că au făcut cu banii nemților. A, da, da. Asta zic și eu mereu când zice cineva, bă, dar la Bulgaria, sunt cu nemții așa și noi putem. Da. Să facă ei singuri. Da, da, oricum, stăm. Mie mi se pare că România e o țară foarte mișto în care să trăiești. Pentru că nu există nici... Încă nu există cheltuieli, mă raportez la anul trecut, numai anul ăsta o laturează în totul. Dar nu există nici cheltuielile de afară, nu există cumva nici regulile de afară, adică nu se respectă atât de... În România mai poți să arunci un chiștoc, știi? Este țări în Elveția, îți dă o amendă cât casa pentru chestia asta. În România merge. Știi? E un chiștoc, ce dracu. Un chiștoc, unu. Da. Arunc și eu unu. Și asta zic 15 milioane de oameni și până la urmă, o umplem de chiștoace. Dar, na, nu, glumesc, bineînțeles. Dar e încă o țară în care să trăiești mișto. E că nu te-ai gândit vreo secundă să pleci? Nu. Chiar nu mă atrage ideea asta de a pleca. Adică mi-ar plăcea cumva să plec la Hollywood. Mi-ar plăcea să lucrez acolo, dar dacă aș avea o oportunitate, nu să mă duc să-mi încerc șansa. Eu sunt și foarte comod, sunt aur. Ok. Adică nu prea lupt, știi? Nu sunt o persoană din asta luptătoare. Eu dacă am fi într-un război, să zicem, dacă țara noastră ar fi într-un război, cum se întâmplă din păcate în alte părți, și toată țara ar fi ca mine, într-o zi jumate, bine frate, hai, lasă așa, cum vreți voi. Luați Moldova. Nu, că mi-e așa, e inconfortabil, pur și armura asta pe mine. Și atunci, bine că n-au fost ca mine strămoșii noștri, chiar mă bucur foarte mult. Bine că n-au fost Zodia Taur. Păi da, să nu fie Zodia Aur. Asta, da, da. Deci știi că asta discutam cu Cătălin Striblea, am văzut niște sondaje, cred că pot să vorbesc despre asta, asta am menționat și acolo, pe niște căi, pe niște surse au ajuns la mine niște sondaje oficiale, adică pe bune, nu-s făcături, în care procentajul aur era ceva... Da, 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 e foarte mare. Bine, e bazat pe nemulțumirea publică, dar mi se pare că asta e ciclic. Adică întotdeauna, de-a lungul istoriei, s-a întâmplat asta. În momentul în care am trecut printr-o perioadă de criză, oamenii au ales soluția extremă. Naționalism, fascism, nazism în Germania. Adică oamenii vor o schimbare din aia din temelie și vor cumva să se taie capete, să vină cineva care zică o să-i distrugem pe aia care vor rău țării. Eu treabă, uite, se întâmplă în Italia, sperăm că doar în Italia și că nu o să se extindă. Dar a fost cât pe ce se întâmplă în Franța. Da, cât pe ce, dar uite că nu,
n-am avut norocul între ghilimele de așa ceva. Oamenii recurg la... Când nu mai suportă, când se umple paharul, oamenii recurg la gesturi de genul ăsta. La a vota persoanele astea. Da, nu știu ce să zic. Adică explicația e cea pe care tu o spui cât se poate de rezonabilă și cât se poate de adevărată. Numai că nu e cu nimic mai puțin îngrijorător, știi? Dacă te gândești, zic, doamne, că e ciclic. Ok, e ciclic, dar parcă acum în ciclul ăsta e mai nașpa decât în ciclurile anterioare. Adică pericolul mi se pare mult mai mare la ăștia decât era la Vadim, dacă vrei să mă întrebi pe mine sincer. Da, 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 da. Raportat la realitatea actuală, e mai periculos. Adică ăștia și needucați, și neciopliți, n-au nici pic de cunoștințe de nimic, n-au un pic de principii, pic de valori și așa mai departe. Dar mi se pare că niciodată n-au venit cu o soluție, cu o soluție, nu știu, ca să rezolve niște probleme. Ei mereu au fost exprimi, sunt răi, îi vom omorâ, îi vom crucifica, îi vom nu știu ce. Dar nu ziceau, bun, și noi vom face asta ca să ne revenim. Adică noi vom avea programul ăsta de guvernare. Nimeni nu zice, sunt doar, aruncă cu tot felul de săgeți în ceilalți. N-am văzut la nimeni. Nici la Vadim n-am văzut, în afară de... Deși el era un om foarte deștept. Adică da, nu-i contestă nimeni. Deșteptăciunea, umorul, avea o carismă aparte. Dar nu țin minte să fi văzut, bun, facem exact lucrurile astea, uite, ca să reducem șomajul, facem asta, ca să reducem, nu știu ce, facem asta, să creștem economic, facem asta, construim. Erau doar niște invective la adresa adversarilor. Da, tu vezi că de fiecare dată, în momentul în care oamenii ăștia chiar ajung în niște funcții, adică dacă, în considerentul în care campania lor electorală și discursul lor electoral a avut succes, i-au ajuns în funcțiile cu pricina, de cele mai multe ori, în momentul în care ajung acolo, încep să se piardă în a da, chiar a pune în aplicare ceea ce au spus, pentru că e foarte greu să iei măsuri nepopulare, știi? Adică uite care e reacția omenirii la tot ce e mediatic acum, care cred că e și foarte mult amplificat, când auzi și foarte mult distorsionat totodată, când auzi că în Elveția faci pușcărie dacă a prins mai multe becuri sau tot soiul de idioțenii de astea, uite care e reacția populației. Eu sunt chibecul la mine în casă, păi dar și m-am întâmpit la cap. Păi e obișnuința, știi, că înainte nu era, n-aveam confortul ăsta. Atunci, dacă o făceai asta în 1920 sau când a apărut electricitatea, nu știu, era o chestie, îi luai un lux omului, dar acum e o necesitate, e ceva de ce se folosește zilnic. Și cred că și internetul, dacă s-ar tăia mâine, ar ieși lumea în stradă, probabil. Mm-hmm. Dacă s-ar tăia, nu mai aveți net de mâine. Sunt curios ce ar alege lumea între curent, între lumină și internet. Îți dai seama că aici pot să-ți răspund eu, că aș alege clar internetul. Aia zic. Deci să folosești internetul, să există curent electric pentru internet, dar să n-ai voie să aprinzi luminile în casă. Mm. Mulți cred că ar opta pentru internet. Evident, pentru că acolo au ajuns să-și petreacă cel mai mult timp și nu numai petrecutul timpului, dar faci o grămadă de lucruri pe internet. Chiar și într-o țară nedigitalizată, cum suntem noi. Da, da, o grămadă de afaceri pe internet. Plata facturilor se face și pe video-chat-ul, internet. Videochat, Doamne ferește, să dispară. Doamne ferește, să batem în lemn să nu dispară videochat-ul și OnlyFans-ul, că rămân fără încântare. Uite, apropo de faptul că am văzut că tocmai ți-a lansat podcastul, să vorbim mai pe larg despre chestia asta, vreau să zic că am căutat îndelung niște lucruri legate de Squid Game, pentru că am văzut că primul invitat pe care l-ai avut a fost deghizat într-un personaj din Squid Game. Dar tot o să fie așa. Serios? Deci toți sunt cu Squid Game, nu sunt alte costumi. Nu, lasem în calcul și asta, dar... N-a dat la buget. N-a dat la buget. Dar explicația oficială, știi? Da, adevărată asta e. Nu, am zis că o să o facem probabil pe sezoane, dacă vom face sezoane, adică e un podcast lejer. Nu urmărim să facem niște lucruri ultramărețe. Ne-ar plăcea foarte mult să crească, dar am zis că e altceva. Pur și simplu ne-a venit ideea asta în vară și am zis că, bă, hai să încercăm conceptul ăsta, să vedem, să creăm niște suspans. Să mă pun și eu în aceeași oală, să zic așa, cu publicul, adică să fim în aceeași postură. Nici eu să nu știu, nici eu chiar nu știu. Mai sunt oameni prin comentarii, lasă-mă că știai. Nu, chiar nu știu cine e invitatul. Dar se vede autentică, nu știai. Cel puțin la un singur episod postat până în ziua în care filmăm. Da, da, da. Poza se vedea clar că nu știai. Da, și nici următorii, adică o să fie și iese din ce în ce mai fan. Eu, neavând experiență în podcast, nu știam care sunt tainele acestui gen de format.
că mă mai uitasem, mă uitasem la voi toți, știi, ca să văd cam ce ar trebui să fac. Dar se învață și din mers. Meseria asta, preocupare, nu știu cum să zic. Exemplu cel mai potrivit. Da, că da, 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 se vede o evoluție pe bune. Adică... poți să înveți din mers tot prost să faci. Nu, dar chiar uitându-mă și la tine pe parcurs, se vede o evoluție. Chiar se observă. În moderare, în tot. Pentru că e diferit. Chiar dacă am făcut radio, e diferit. Că eu eram în postura de virgulă la radio. Nu eram main, nu eram, cum îi zice, lead-ul. Și de multe ori, cel care nu e lead se bazează foarte tare pe lead. Adică el o să mă salveze, el o să umple spațiul gol, o să vorbească. Și eu trebuie doar să intervin așa când am câte o chestie. Ești într-o postură super favorabilă ca virgulă. Ești și mai simpatic cumva, că tu nu trebuie să iei deciziile alea mai dure, nu trebuie să fii uneori agresiv în ton. Știi, tu ești era simpatic, prostălău, cel puțin în cazul meu. Eu nu știu. Eu doar... doar zic, da, nu, la tine. Bine, ceea ce... Eu chiar sunt așa. Adică eu acum am emis niște păreri politice. Le-am zis așa, nu vă gândiți că am vreo... expectanță. Da, sau nu validați nimic din ce zic eu. Adică... n-am niciun fel de expertiză în asta. Da, am zis așa. Din da, da, ai că știi că e chestia, apropo de asta, fac o mică paranteză pe care o consider a fi necesară aici. E vorba aia că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. Da, mai ales la beție. Dar la politică, chiar dacă lumea n-are expertiză, ar trebui cam să aibă o părere, știi? Evident. Și în momentul în care... îți asumea o expune public, mai ales când ai o anumită notorietate și niște oameni care se uită în gura ta și cântăresc ceea ce spui, mi se pare că e cam obligatoriu să transmiți niște mesaje dacă tu îți dorești să faci chestia asta, știi? Să nu îți dorești și să zici că, domne, nu-i treaba mea, exclud zona asta, sigur, poate fi o opțiune. Sunt foarte mulți care fac treaba asta și le respect foarte mult părerea, mai ales că e un teren minat de cele mai multe ori. Poți să intri în niște berele destul de mari sau să-ți pui singur ștreangul de gât. Dar cred că e necesar să vorbești despre treaba asta dacă tu simți că vrei să o faci. Dacă tu simți nevoia asta, da. Vine în contextul în care e atât de polarizată societatea, e evident că o să superi pe cineva, adică o să superi o parte largă din public. Că în publicul meu cât și al tău, cu siguranță sunt simpatizanți ai unui partid sau ai unui curent în care noi nu ne regăsim. Clar că nu poți să eviți asta. Categoric, da. Trebuie să trecem peste latura asta. Adică, ok, nu sunt de acord cu părerile tale politice, dar îmi place ceea ce faci tu. Că mulți oameni confundă asta. Ai zis aia, ești un nenorocit, nu mai respect nimic din ce faci tu. Știi, ca și cum îți vine un instalator foarte bun acasă, e foarte bun și zice, bă, eu votez că mai du-te, dacă ești praf și ca instalator. Uite, dar eu doar am emis o părere, ești praf la tot, pentru că nu ești de acord cu mine, de acum te dezaprob în toate. Și există des chestia asta, mai ales, uite, la artiști, și nici nu mă sfie să dau exemplu, Mugur Mihăiescu. Mugur Mihăiescu, care pentru mine e unul dintre eroii comediei românești. Pot acum, sigur că da, nu sunt de acord cu foarte multe dintre lucrurile pe care le spune și le-am spus-o inclusiv public în cadrul podcastului, când am filmat cu el. Dar n-am să stau niciodată acum să mă gândesc, zic, domnule, nu facem glume cu Mugur Mihăiescu, că e acum numai de glumit, că el uite cu care e. Da, da, da. Aici mi se pare exagerare, până la urmă. Da, acum fiecare susține pe cine vrea, fiecare are propriile concepții despre... îl înțelegi cumva și pe el că vorbește dintr-o perspectivă, știi? Nu știi dacă era în situația aia cum reacționai. Eu știu că, el a avut pledoaria aia în momentul cu pandemia, dacă nu mă înșel. Adică acolo a intrat el în vizorul public pe tema asta politică. Probabil dacă dețineam un restaurant, două, trei... Na, aș fi gândit altfel. Nu știi, n-ai de unde să știi. Trebuie să te uiți și în ce postură se află omul ăla. Dacă ești aproape de faliment, na, te superi un pic. Categoric, da. Indiferent acum de împrejurări, te superi un pic. Asta că, uite, ziceam cu podcastul și cu Squid Game-ul, am tot căutat o grămadă lucruri legate de Squid Game. N-am găsit, jur, am căutat, am făcut toate eforturile, drept pentru care cadoul tău o să fie cu niște lucruri, cu toate game-urile, nu doar cu Squid Game-ul,
Sper să, adică nu că sper, sigur o să-ți placă că am, ți-am să-l citit pasiunile. Să-l desfac, să-l vadă și publicul? Am mai spus-o și în alte podcasturi, Zbâr a zis că lasă-l să-l desfacă la final ca să nu se piardă surpriză. Gat. Și a zis că Zbâr, lumea poate să dea skip până la final, cum și am dat skip până când Cuza și-a scos masca la podcastul lui Ionuț Rus. Am încercat, am căutat toate metodele, am vrut să sun la YouTube, la ăia, la creatori. Zic, băi, hai să facem cumva să nu se poate derula, vă rog frumos. Dar nu mi-a răspuns nimeni, îți dai seama. Zicea, bă, ne sună Rusul din România. Opriți tot, opriți. Bă, Mr. Beast, tot ce avem. Să vedem ce vrea ăsta. Dar, da, ar fi mișto să nu se poate derula. Și îndemn pe oameni să nu deruleze. Pentru că e mai fan. Îți cam distrugi surpriza. Da, eu îl desfac, dar nu le arăt oamenilor. Nu le arăt, nu. Deci e o cutie, nu dezvălui, nu, dacă vă arăt cutia. Ba, cred că dezvălui, da. Serios? Da, cred că dezvălui. Da, dezvălui. E bine, am văzut ceva. Am văzut proste. Am văzut ceva. E scump, bun. E scump. Păi, întotdeauna, atât de mult mi-a plăcut să primesc cadouri. Doamne, nu știu. Am așa o stare anume când primesc un cadou, pomană. Sunt un om de pomană, frate. Adică orice, când primesc o pomană, sufletul îmi râde. Mă și vindec. Eu cred că asta, când o să mă îmbolnăvesc, foarte curând probabil, o să le zic doctorilor, bă, trimiteți oameni cu cadouri, că cred că mă vindec. Cu jertfă, știi, să vină. Cu un miel, cu orice, să vină. Da, acum nu te bucură mai mult când ești în posibilitatea de a oferi cadouri, nu te bucură mai mult să le oferi decât să le primești? Nu. Păi mai încerc, da? Știi care e faza? Eu nu am avut niciodată inventivitate la cadouri. Ok. Adică eu nu m-aș fi gândit la ce te-ai gândit tu, de exemplu. Eu când mă gândesc la cadou, mă gândesc o băutură, asta e prima, okay. Eu ceva de băut. Sau maxim un tablou cu omul, atât, dar în rest nu-mi vine nimic. Un tablou cu omul la care te duci? Da, sau un tablou cu ceva. Când eram mic luam ceasuri, mereu, când mergeam la zile de naștere, dar știau toți prietenii mei, mamă, iar vine asta cu ceasul. Și luam câte un ceas, dar nu de mână, că pe atunci erau ceasurile alea. Care ceasuri? Ceasuri de masă. Ah, da, gata. Ceas. Știi când te uitai și acasă la ceas, că acum te mai în casă. Da. Bă, ai ceas, n-ai ceas. Da. Pe atunci prietenii mei aveau, țin minte, când făceau 18 ani, deja aveau o serie de 13 ceasuri de la mine, primite la ziua de 18 ani și eu tot cu ceas veneam. După care m-am deșteptat și am început să iau băutură. De ce luam băutură? Că mă bucuram și eu de ea. Adică mergeam la chef și știam că o desface acolo. Okay. Și luam un whisky, un ceva și beam și eu un sfert. Beam mult din ea. Deci erai pe modul practic. Întotdeauna pragmatic, da. Păi nu, și acum, nu știu să ofer. Acum când faci cadouri, de exemplu, la ce te gândești? Sigur la ceasuri nu, că la ăștia cu care ești tu prieten trebuie să le duci Rolex, Patek Philippe. Ai, da, nu. A, nu, că n-am din ăștia, nu m-am apropiat așa tare de ăștia. Ăștia okay. Doar așa prieten, un pic, da. Tot din ăștia mulțumiți ușor mi-am ales okay. în gașca mea. Nu mă gândesc la nimic, pentru mine cea mai ușoară metodă sunt banii. Dar e urât cumva. De-aia îmi plac nunțile, că la nunți nu trebuie să dai cadou neapărat. Te duci, dai bani în plic și cheltuie cum vor. Asta așa e la noi, că asta am discutat. Am fost la o nuntă de șmecheri, știi? Și e cu cadou. Recent. Și îți dai seama că principala problemă pe care o aveam era darul. Oamenii erau multimilionari, da? Adică se căsătoreau în tovarăș cu fiica lui Ioan Nicolae. Mamă, ce bine a prins-o. Ioan Nicolae având miliardul, da? Doamne. Nu știu dacă îl mai are, dar oricum pe aproape e. E, era cel mai bogat din România la un moment. Da. Băi. Și atunci m-am gândit, ce mă duc eu să le duc la nuntă la oamenii ăștia? Dar ăia, invitații, care bănuiesc că și ei de aceeași ligă, ăia ce fac? Vin cu servietele după ei la nuntă? Cum are Macron, omul care ține butoanele nucleare într-o servietă când merge el? Așa o și ăștia, vine câte unul cu o servietă, pac și o pune pe masă la finalul nunții, la strigare. Și îmi povestea cineva și zicea, zic, bă, tocmai că la anunț de astea nici nu trebuie să te duci cu dar. Îți dai seama că mie îmi plăcea ideea asta, dar totuși m-am gândit să nu mă risc. Hai să nu fiu chiar de... Am gândit să nu mă risc. Și m-am dus, prost fiind, am plecat de la ea și nici măcar nu scosesem bani. Și când am ajuns la bancomat în Sinaia, era o singură bancă care nu era emitenta a cardului meu. Și băgasem cardul acolo și scoteam, trebuia să câte 900 de lei, câte 900. Ca să nu-ți ia comision. Nu, că atât erau opțiunile. Dă... N-aveam altă sumă, știi? N-aveam opțiunea de altă sumă. Mamă, și îți dai seama că nu mi-a dat într-o 100 de lei. Adică nu erau toate bancnotele de 100. Am dus așa cu o tufă la pion.
Anunta omului. În Germania, când am fost la prietenul meu Tom Cruise cu sora lui Măciucă, acolo la nuntă se dădeau cadouri de astea. A venit unul cu eșarfă. Bărbării, ce-i drept, dar eșarfă. Bărbării deja. Nu se dădeau cadouri de astea ca la noi. Știi? Nu era cuplicul cu bani. De asta e rău. Asta e rău. Că aici suntem, am descoperit că nu suntem buni pe a oferi cadouri. Mm-hmm. Românii, nu suntem atât de originali. Bine, femeile au fost mereu. Femeile întotdeauna te surprind. Adică ele chiar se gândesc la lucrurile astea, știi? Petrec mult timp, petrec săptămâni cu brainstorming. Nu e... Pe bune, mi se pare că femeile se strâng într-un brainstorming. Ce cadou astfel încât să nu fie ceva care nu vreau nici ca alta să duc, nu vreau nu știu ce. Ele mereu s-au interesat mai profund. Noi... Eu iau cadou înainte cu 5 minute dintr-un Penny sau ceva, sau dintr-un Lidl, sau dintr-un Carrefour, sau dintr-un Auchan, sau dintr-un... Gata, mai... că nu mai e reclamă, ai spus 3. Bun, gata. Eu unde prind, știu, un magazin pe drum, mega, n-am zis, așa. Și iau un... Mă duc la raionul ăla de whisky și iau unul între. Adică nu mă duc nici, nu știu, Teachers, cred că e cel mai așa, nu iau Teachers, știi? Dar nici de la japonez. Așa luăm 75 de lei. 75. Și mereu aleg aia, cutia aia cu pahar, că pare mai spectaculos, știi? Când e o cutie cu un whisky și un pahar. Nu e nimic special, dar pare, bă. M-au impresionat astea total. Și iau cutia aia cu un pahar. Plăcere, de la mine. Și eu încă 3 prieteni am pus bani toți. Mereu încerc să mă aciuiesc cu mai mulți prieteni ca să nu mă fac singur de râs, știi? Noi. Ei s-au gândit, eu doar am pus bani, eu am vrut să-ți iau ceva mai mare. Dar ăștia. Care e cel mai mișto cadou pe care l-ai primit? Ăsta. Nu, mă, hai, serios. Adică ăla care te-a surprins cel mai tare. Că pe mine, de exemplu, mă enervează să primesc bani. Mi se pare că îmi strică toată surpriza. Când văd plicul ăla cum se îndreaptă spre mine, mă enervez. Nu, frate. La mine, cred că ăsta e cel mai frumos cadou. Îți primești bani de la mama, da. Mama era genial. Scria și numele meu pe plic, ca la nuntă. Doar al meu, știi? Trebuie să-i împart cu Ionuț și cineva. Ionuț, doar Ionuț. Au fost mai multe cadouri așa interesante. De regulă de la fete, știi? De la fete cu care eram în relație, că nu sunt. Să-mi trimită mie femeile acasă, pur și simplu. Da, uite, de exemplu... O frandă. Să vină cu o frandă. Nu. Primeam tablouri, picturi de ale lor, știi? Făceau... Mereu am avut parte de iubite, prietene, care erau talentate. Știi? Și îmi făceau tot felul de chestiuțe din astea drăguțe. În schimb, eu nu prea am fost priceput. Eu peste flori n-am putut trece. Și acum, de exemplu, când e ziua iubitei tale, ce dai cadou? Flori, în primul rând. Ok. Dau un buchet de ăla mai mișto, știi? Adică mă duc la florăria aia și zic, de data asta, băgați 3 zambile în plus. E special. Eu mereu mă duc la florărie când e așa, când dau flori, nu dau foarte rar. Așa, la câteva luni și mă duc, faceți un buchet mai chill, exagerați, că nu, știi? Ok. Vin la ziua ei și vă iau unul mai babanda, așa, ceva mai lejer, să nici nu creadă acum că, wow. Cocer de nevastă. Da, să nu șoia în cap, știi? Eu am crescut cu asta de la tecnic. Bă, să nu șoia în cap nimeni. Ușor, cu treabă bună, nu exagera. Nici cu cadouri, nici cu... Și atunci mă duc cu un buchețel drăguț, nici prea mare, nici prea mic, dar gestul să conteze. Dar, okay, din păcate, rar. Am o mare problemă cu asta. Nu e din zgârcenie neapărat, ci din... ignoranță sună urât. Ignoranță. Păi și ea nu-ți reproșează? Că da, da. Toate. Toate cu care am fost. Și cum te scoți? M-am treabă, n-am știut, am crezut că funcționăm altcumva... Bine, pentru tine în fiecare zi ți-aș oferi o floare, dar nu mă scot. Nu funcționează niciodată. De-aia am zis și niște variante proaste, nu mai crezi nici tu. Era modul, frate. nu găsesc explicații. Că uite, ar trebui să fac un brainstorming cu explicații pentru ele. Pentru ea. Pentru ele în general, știi. Păi care... nu se termina tragic? Ba da, situația. Ba da. De fiecare dată. Dar eu am și un istoric în a fi certat. Mi se pare, eu sunt chiar perfect să mă place, cer. Nu? Te îmi place, dar o atrag, știi? Și de fiecare dată eu nu contraatac. Eu nu sunt genul care, da, așa e, ai dreptate. Okay. Așa e, da, cred că ai dreptate. Da, am greșit, o să încerc de acum să... Și m-am obișnuit în starea asta de certat, de abuzat, dar nu în sensul ăla rău, abuzat așa, emoțional, știi? Că ești așa, că ești așa, așa este, ai dreptate. O să încerc să fiu mai ok, chiar încerc să mă schimb. Nu prea reușesc de cele mai multe ori, dar eu încerc să mă schimb.
Păi și dacă o vezi, de exemplu, că se duce prin... Știi că ele când mai umblă așa, fac în așa fel încât să-ți arate cam ce și-ar dori, știi? Îți dau semnale. Nu, 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 la nu, mine nu. Pleci după... Măi, eu știi cum funcționez? Din păcate. Eu funcționez după sintagma copilul care nu plânge, nu primește țâță. Ok. Și mi-ar plăcea să-mi zică, băi, îmi doresc chestia aia. Măi, chiar mi-ar plăcea. Nu abuziv, nu cum fac unele, că mai sunt, știm cu toții, anumite personalități care trăiesc așa. Dar să-mi spună, există atât bărbați cât și femei, care sunt întreținuți, slash întreținute. Există, da, e o categorie. Ca bărbat mi se pare și mai josnic. Ca bărbat e nasol, da, e nasol. Da, tot respectul, trebuie să fii puternic, să înduri asta. Și zic și prietenii, știi, ești cu prietenii la o bere, la o FIFA și zic asta, păi, respect maxim pentru bărbații care fac asta. Campioni în consecvență. Bă, genial, cumva unei femei nu-i zic prietenele, știi? Probabil o judecă, dar nu-i zic, păi, urât. Dar unui bărbat, îți dai seama, caterincile pe seama lui. Ce face gospodina, ai făcut? Ai făcut curat acasă? Na, e greu. Dar mie îmi place să-mi zică. Bă, vreau florile alea. Bine, uite, ia, poftim. Că sigur e ziua ei dacă se acceptă. Mă rog, să fii fericită. Nu știu ce se urează când nu e ziua omului. Așa funcționez, trebuie să-mi ceri. De foarte multe ori nu mă ofer, știi? Și mi se ia nume de rău când mă ofer să dau ajutorul sau ceva de genul ăsta. Dar când mi-l ceri, ți-l dau, dacă mi-l ceri. Okay. Așa funcționez eu. Cred că e greșit într-o oarecare măsură. Dar m-am obișnuit în felul ăsta. Și de exemplu, când erai în relațiile tale anterioare, chestiile astea funcționau până unde? Adică, cum se ajungea să se termine relația respectivă? În părăsirea mea. Okay. Așa ajungea. Ok, mi-am dat seama. Aia, când o fată îți scrie mi-am dat seama, știi că pe WhatsApp îți apare prima parte din mesaj. Da, da, da. Băi, la mi-am dat seama e clar. Nu, niciodată nu mi-am dat seama că sunt foarte fericită cu tine, niciodată. După mi-am dat seama, vine ceva super nasol. Mi-am dat seama că merit mult mai mult și de acolo continuă. Au un talent beletristic. Dumnezeu, eu nu pot să scriu așa, eu nu pot să vorbesc așa. Deci eu am impresia că am fost doar cu Ana Blandiana în viața asta. Toate femeile au fost Ana Blandiana, jur. Băi, n-a fost una să scrie, bă, fii atent aici, știi ceva, nu prea mă simt bine așa și nu merge. Nu. Băi, curg literele, știi? Mi-am dat seama că sufletul meu oferă foarte mult, iar tu, în ignoranța ta, nu poți să te implici la modul în care îmi doresc eu. Așa că îți voi spune adio, nu știu, dar e lung, 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 lung și frumos scris. Eu nu pot să, nici nu pot să reproduc așa ceva. Superb, chiar tot respectul. Ele muncesc pentru asta, noi nu muncim la a ne exprima așa, cărturărește. Am mai încercat și eu, am crezut că funcționează, dar nu. Nu poți ca ele. După acel mi-am dat seama, nu pot să o duce mai... Atât, mi-am dat seama, știm noi. Dar atât, în schimb... Și ai suferit vreodată după vreun mi-am dat seama, dar suferit la modul real, în sensul chiar să fie nașpa o perioadă după despărțirea cu pricina. Da, 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 da. Da. Și nu te gândeai oare ce a condus la chestia asta și așa mai departe? Păi, de foarte multe ori și idioțenia mea, îți dai seama că am făcut și niște lucruri non-ortodoxe. Nu, n-am înșelat sau ceva de genul ăsta, dar nu m-am comportat corect. De multe ori am pus... latura asta profesională pe primul loc. Adică am... Nu-ți lăsat. Pare normal să faci asta? Băi, din păcate sau fericire, ba da. Acum nu știu. Că e foarte importantă și latura sentimentală. Mm-hmm. Că până la urmă stai cu omul ăla în casă, cu el împărtășești bunele și relele, dar eu iubind atât de mult comedia, zona asta în care activez, mi-e foarte greu să o las pe plan secund. Mm-hmm. E extrem de greu. Și atunci îmi fac prioritățile în așa fel încât să realizez ce am de realizat și apoi, da, mă ocup și de partea asta sentimentală, emoțională, de prieteni. Dar cumva sunt mereu pe nu pot zic pe planul 2, da? După ce termin de făcut toate lucrurile pe comedie. Pe mine cel mai tare mă enervează că, într-adevăr, da, treaba asta de a produce conținut nu e o chestiune într-atât de solicitantă. Adică nu poți zici că, domnule, vai de mine, ce viață de chin artistic. Nu e așa, sub nicio formă. Dar mă enervează și momentele alea când, practic,
eu încerc să-mi explic niște dorințe, știi? Încerc să-mi explic niște lucruri pe care le fac. Uneori stau așa pe canapea și pare că nu fac nimic. Dar în momentul în care stau pe canapea și nu fac nimic, eu atunci așa mă simt eu bine, că după aia se poate să-mi trosnească o idee sau ceva. Da, și nu poți să explici chestia aia unui om care e setat pe faptul că stai degeaba. Da, stai degeaba. Stai degeaba, nu faci nimic. Ce întreprinzi acum? Gândesc. Asta e muncă? Gândești. Chiar e foarte dificil pentru un om care nu activează în asta sau nu are legătură cu profesia asta. E dificil de înțeles. Cred că și eu așa aș fi zis înainte. Da, mă, muncești. Știi că pentru majoritatea oamenilor muncă înseamnă o activitate fizică în care îți miști membrele, îți miști ceva din corp. Mm-hmm. Nu stai pur și simplu pe loc. Și ideile vin de multe ori în ore, zile. Se întâmplă să stai zile și să nu îți vină nimic. Ori cineva când te vede că face asta nu cataloghează drept muncă. E tăiat frunză la câini. Iar stai acolo, n-ai făcut nici n-ai gândit nimic în zilele astea. Da. Deci e dificil și eu... Îți bați creierii, adică e o presiune intelectuală. M-am dus sus. O presiune așa, na, îți dai seama, psihică, foarte mare. Da, plus că e și riscul, știi, că ți poate să-ți vină ideea după câteva zile și ție să-ți se pară că e o idee care e bine că a venit, dar de fapt și de drept să nu fie o idee tocmai bună. Da, există un risc ca în toate celelalte meserii, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i dai bătaie. Că dacă te oprești după un eșec de genul ăsta, atunci înseamnă că nu practici asta, de fapt. Mm-hmm. Ești un pasager în această călătorie. Știi că imediat după ce s-a întâmplat chestiunea asta cu radio-ul, vara trecută, ne-am întâlnit la petrecere la Matei, la lansarea trailerului de la Team Building. Între timp s-a lansat și filmul, film pe care vă recomandăm să-l urmăriți în cinematografe, pentru că e mult mai fan decât pe oricare altă platformă de streaming pe care oricum nici nu se știe dacă va apărea sau nu. E mult mai bine să-l urmăriți în cinematografe, mai ales pentru faptul că e mai fan experiența și, bineînțeles, pentru că susțineți un film românesc. Revenind la... Și nu se pot face filme bune dacă nu există buget și dacă nu cumpără lumea bilet. Bine. Și revenind la chestia asta, când ne-am întâlnit atunci, ți-am zis că, bă, eu nu ți-o convins că în viața ta acum există o grămadă de oameni care își exprimă păreri de rău și o să-ți spună că, vai, Ionuț, pare rău. Acum ce mai ascult eu dimineața? Da. Ce, cu cine mă mai trezesc eu dimineața? Cu nevastă ta, nea? Sau cu ce ai tu? Sau singur? Și așa mai departe. Altuia, da. Cu nevastă altuia, da. Fiecare cu... La Cluj. Da, că e Ciprian, da. Că te cheamă Ciprian. Și ți-am zis, zic, bă, mă bucur pentru tine, pentru că știu ce înseamnă perioada în care o minte creativă este supusă unui program, de orice fel. Și ți-am zis că o să urmezi o perioadă în care vei renaște oarecum, ceea ce mi se pare că se și întâmplă. M-am poziționat eu atunci să-ți spun chestia asta pentru faptul că da, eu într-adevăr nu renunțasem la Kiss FM sub nicio formă, la un radio mult mai mic, expunere mult mai mică, dar drama, știi, nu e vorba că e micro sau e macro, până la urmă ori, între micro și macro e o diferență doar de mărime, proporțiile sunt aceleași. Corect. Iar senzația de trezi dimineață și de a avea un program, din punctul meu de vedere, pe o minte creativă o inhibă foarte puternic și cred că, având în vedere numărul de la umor, având în vedere sketch-ul ăsta cu facturile care mi se pare absolut senzațional, adică a fost unul dintre sketch-urile golden ale anului 2022 până acum, din punctul meu de vedere. Mersi, mersi. Se vede că ai alt vibe, ai alt tonus în primul și în primul rând. Am alți ochi. Adică data trecută eram până aici machiat cu cearcăne, machiat natural cu cearcăne și da, se simte și odihna pe care am acumulat-o în toate astea 3 luni, ceva de genul ăsta. Pentru că oboseala cronică se vindecă un pic mai greu. Eu eram atunci, făceam și radio și mai aveam pe lângă filmări. În ultima perioadă chiar a fost un program din ăsta spartan, pentru că plecam după radio la Te Cunosc de Undeva, la filmări și stăteam câte o zi întreagă. Era destul de dificil. Și mai și cântam. Eu necântând. Să-ți facă, era și mai greu. Adică eu fiind singurul care nu cântă, sau aproape singurul, de acolo, mi era super dificil. Mai vedeam și peristea acolo. I-am, frate, gata, termin, mai pot, efectiv. Deși când auzi un geniu, și nu numai riste, erau foarte mulți care cântau fabulos. Toți, în principiu, în afară de mine.
Și atunci acum, na, nemai având programul ăsta, dar din nou, mie mi-a plăcut foarte mult, adică a fost o experiență foarte mișto radio și m-am învățat o grămadă de lucruri. Eram necizelat complet înainte să încep contractul cu Kiss FM. Dar îți pare rău că s-a terminat? Băi, există și urme de regret. Uite, tocmai prin prisma faptului că sunt foarte, foarte mulți oameni care îmi zic că și începeau dimineața foarte mișto cu noi și că acum nu mai știu pe ce să comute radiourile, deși sunt programe foarte mișto și în momentul ăsta. Când a început ora de istorie cu Cătălin Oprișan. Da. Chiar a intrat Cătălin. Uite, sper să... Mie mi se pare foarte amuzant. Și mie. Adică eu l-am urmărit și la tine la podcast. Ai văzut că a făcut și cifră record, 1 milion și ceva parcă ai cu el, nu? Da, aproape 1,5 milioane. E foarte funny și e un povestitor extraordinar, cu mii de povești. Mie mi se pare că el poate să-ți... E ca în 1001 de nopți. Adică cu el poți să stai să-ți povestească neîncetat, până când nu mai ai energie, pur și simplu. Dar crezi că o să fie lăsat să facă asta la Kiss FM? Pentru că el aici la podcast a venit pe scaun și eu gata, m-am asumat. Gata, eu sunt elevul care trebuie să învețe istorie de la profesor. Și aia e situația. Pentru că asta generează conținut. Măi, eu cred că o să fie lăsat. Într-adevăr, în radio sunt niște reguli mai stricte. Și mai ales cu formatul ăsta de CHR. CHR, care e Contemporary Hit Radio, asta e termenul? Nici eu. Și eu anul ăsta l-am aflat. Deci eu de 5 ani fac asta și ziceau mereu ăștia, vezi tu un CHR? Și ziceam, da, un CHR, dar nu știam ce e. Poate mai fie Toyota CHR. Sau Toyota CHR, mă gândeam, județul Harghita CHR, cine mă zicea, CHR și Hot AC și tot felul de termeni din astea de radio. În formatul ăsta totul e foarte rapid, știi, și urmează, e o intervenție destul de scurtuță, după aia muzică, după aia niște reclame, din nou o intervenție super tight, adică nu poți să te lungești, ceea ce cum va firesc pe scurt radio. Cu Oprișan, mi se pare că nu... Da, adică trebuie să-i dai omului niște timp ca să dezvolte o idee. Dar fiecare radio are formatul lui. Uite, de exemplu, la Exarhu se vorbește mai mult un pic, adică el are intervenții mai lungi. Și drept dovadă și cei mai mulți ascultători. Da, funcționează foarte bine. Funcționează ce face el acolo. Da, la radiourile astea care sunt pe hituri, adică recunoscute pentru muzică, trebuie să le dai oamenilor și multă muzică. Știi că asociezi number one hit radio, cele mai bune hituri se ascultă la Zoo, tot felul de lucruri de genul ăsta, trebuie să le dai muzica aia despre care tot vorbești în logo. Deci mie mi se pare că radio devine din ce în ce mai puțin despre muzică. Da, și funcționează. Pentru că românii au obiceiul de a consuma povești. Ei consumă povești, nu neapărat muzică foarte mult. Ori muzica se repetă foarte mult, extrem de mult. Adică dacă ți-o zic deja ascultătorii, e clar că trebuie să mai diversifici muzica. Dar la toate radiourile așa. Sunt câteva piese care rulează continuu. Depinde și când te urci în mașină, când asculți. Dacă... Playlist-urile alea oricum sunt făcute de radiourile mari. Da. Sunt Kiss și cam atât. Da, și nu sunt playlist-uri și Europa făcute. Și după aia restul... Preiau cumva. Preiau, da. Bine, nu sunt făcute de oamenii din radio, cum să-i zic eu... În ideea în care ei pun muzica pe care o apreciază. Sunt făcute pe baza unor teste. Da. Adică ei le testează pe niște oameni, pe un eșantion de nu știu câți oameni și apoi pun muzica la radio. E, și pe baza unor influențe, unor cadouri de pe la casele de discuri și așa. Asta aia nu... N-am mai primit de muzică. Asta n-am primit în 6 ani de radio niciodată. E, care nu, 4 ani mai... nu? 5 jumate. 5 jumate, da. N-am, eu n-am primit niciodată. N-am primit și nu se practică. Nu bani, cum îți ar fi plăcut ție să primești. Că te-am întrebat de cadouri. De acolo cadouri și de asta. Bine, mă, nu-ți dau o piesă. O cană, acum. Pentru o cană să-ți dau o piesă. Eu nici nu decid, noi nu decideam. Evident adică că nu. Noi n-am avut niciodată calitatea asta de a decide playlist-ul, ceea ce era foarte bine. Se mai apela și la noi. Auzi, uite, am și o piesă și de ce am reu... Nu știu, dacă e bună, eu n-am nicio problemă să o dau sau dacă scorează bine în teste. Dar nu decid și nici nu vreau să mă arunc în astfel de practici. La voi mi se pare că era și foarte greu de ieșit din tiparele alea. Adică erau niște reguli foarte stricte ale francizii, știi? Da. S-a implementat o paradigmă prin care trebuia să avem niște intervenții tight, după care să ieșim în piesă, în publicitate. Asta era... E ceva... Din ce am înțeles, că se practică în afară, în Marea Britanie și în alte țări care sunt super sus pe radio. Adică unde funcționează industria asta super bine. Și unde a și început, de altfel. Mm-hmm.
Da, asta vezi, uite, mie mi se pare destul de periculoasă treaba asta, pentru că tu dacă respecti rețetarul de la franciză, într-o țară unde tu ai concurenți jucători care joacă cu coade, adică joacă cu coade, ce înseamnă? Înseamnă faptul că aia s-au adaptat României, pieței. Tată, s-au adaptat pieței românești. Și atunci e destul de complicat să te bați cu oamenii respectivi. Mi se pare că ăla e drumul pierzanii până la urmă urmei. Că nu prea poți să adaptezi ce se întâmplă acolo mot a mot aici, literalmente. E greuț, da. Că la noi obiceiul de consum e altfel. Metoda e corectă. Adică e foarte bine studiată și de ăia. E o metodă frumoasă, știi? Uh-huh. Adică e clean, nu ai niciun fel de speculații cum că ar fi ceva mai murdărel, cum că ai avea vreun scandal sau ceva de genul ăsta, niciodată nu s-a întâmplat la noi asta. Dar, după cum bine știm, românul savurează și genul ăsta de conținut. Că noi suntem mai latini și pe lângă faptul că suntem latini avem și un pic de sămânță turcească, ne place și intriga, ne mai place și o maneluță, că ne plac, n-avem ce face. Eu cred că ar funcționa dacă s-ar da pe radiouri așa, sporadic. Chiar ar funcționa. Până la urmă le consumăm cu toții. Nu poți să te împotrivești curentului. Ăștia suntem. Niște vorbe din folclor pe care le-am auzit eu îmi duc la o istorisire conform cărea cei de la Kiss ar fi vrut să te păstreze pe tine pe acolo în emisiune, doar că decizia ta a fost de a renunța, având în vedere faptul că dacă a plecat Andrei, cu siguranță voi erați o echipă, deci a plecat întreaga echipă, ceea ce dacă îmi confirm că așa e, mie mi se pare unul dintre cele mai onorabile gesturi pe care am auzit în această industrie vreodată. Băi, a fost o decizie colectivă, cumva. Adică chiar a fost o decizie pe care am luat-o amândoi. Îți dai seama că au mai fost niște discuții pe lângă, dar am zis că odată ce am început programul ăsta ca o echipă, am început noi doi, apoi s-a adăugat și Ana, să plecăm în același format, să nu mai ciuntim, să nu lăsăm așa niște peticeli, știi? Dar rămâne jumate, nu știu ce, n-avea același farmec. Nu mai avea același farmec. Și atunci am dus lucrul la bun sfârșit. Ne-am făcut treaba cât am putut noi de bine. Evident că se putea și mai bine, ca peste tot de altfel. Suntem mulțumiți de ce am făcut. Ne-am simțit extraordinar. Am avut și niște ascultători extraordinari. Adică, uite, de astea mi-e cel mai dor de ascultători și de contactul cu ei. Pentru că în multe dimineți când ai o stare din asta mai ciufută, nu te trezești mereu fericit, știi? Și când auzi niște mesaje de la ascultători vocale sau scrise în care îți spun că am râs foarte tare, vă mulțumesc, că nu m-am putut da jos din mașină pentru că era o intervenție savuroasă, îți dă energie, adică îți dă energie pentru toată ziua, nu doar pentru cele 3 ore în care faci emisiunea la radio. Și atunci noi, începând împreună, am zis să și încheiem proiectul ăsta împreună. Ca o echipă și ca pe șantier, știi, că nu merge toată echipa pe șantier, după aia termină construcția, nu mai rămâne cineva la habar n-am, să mai închidă balconul. Bă, am derulat toți, gata, ai plecat. La ce mai stai? Dar a fost o perioadă foarte frumoasă în care am învățat enorm de multe. Atât de la colegi, asta am și scris în postarea aia, cât și de la cei din radio. Colegii de matinal, zic, cât și de la ceilalți. Ceilalți colegi, conducere, etc. Cine Dumnezeu. Da, domnul de la pază. Un domn de la pază mi-e dor de foarte tare. Un domn de-astea că nici mai știu cum îl cheamă. Am uitat cum îl cheamă. În rest eu discutam zilnic cu el. Aveam tot felul de subiecte. Pe unele ne contram, dar era mega interesant. Și fericit, cred că avea undeva la 60 ceva de ani și era fericit în fiecare dimineață. În fiecare dimineață era cu sâmbetul pe bude. Noi eram de multe ori. Ce faceți? Uite ce frumos e afară. Plouă, wow, ce tare. El și când plouă, zice, plouă, dar să știi că se fac culturile, e foarte bine. Când era soare, e soare, uite, ne bronzăm și frumos, stăm la soare. Întotdeauna avea o parte bună, în orice. Bă, asta mi se pare un aspect foarte important. Să reușești să vezi partea plină a paharului. Știi că un astfel de om îți modifică starea de spirit foarte mult. Extrem de mult. Și un om la 60 ceva de ani. Eu la 60 ceva de ani, tu să fiu ultimul trist. Mamă, cât de... Am 60 de ani, deja sunt trist. Îmi plac oamenii ăștia fericiți care știu să se bucure de fiecare moment și de fiecare lucru, oricât de mărunt ar fi. E o calitate.
Sunt un exemplu. Chiar aveam un prieten la... Prieten. Un coleg, la te cunosc de undeva, era cubanez, dansator. Mm-hmm. Și știi că se zice că în Cuba sunt unii dintre cei mai fericiți oameni din lume, deși foarte săraci. Mm-hmm. Adică, na, e în topul țărilor sărace. Dar era atât de fericit mereu. Atât de fericit mereu. Și arăta foarte bine. Înțeleg de ce era fericit. Când arăți bine, ești fericit. Dar era, el nu știa foarte bine română, știi? Dar îmi zicea că știe. Zic, păi, vrei să vorbesc în engleză? No. Mereu avea, Și la un moment dat m-am dus ca să-l testez dacă știe română. Zic, bă, sunt foarte trist. Ei ziceau fane. Așa îi ziceau. Ok. Zic, bă, fane, sunt foarte trist. Zic, băi, o mătușă de-a mea a avut un accident. Spune foarte fain. A avut un accident și acum, na, îți dai seama, e în ghips. I like it. Era fericit și de asta. It's very good. Ea pe treaba lui omul. Mereu, orice îi zici. E, pică un asteroid, știi, dacă dă un look up. Urmează mici. Oh, yeah, it's good. Let's dance. Foarte mișto, fain. Bă, pe de altă parte, mi se pare că nu vreau să denigrez oamenii care sunt așa fericiți, dar mie mi se pare că trebuie să îți lipsească niște conștientizări ca să fii halul ăsta de happy tot timpul. Că n-ai cum, când îți vine factura cu cifa, ce ai făcut? Aia da, e o problemă. Cum ai? Let's roll it, come on! De unde ai găsit cifa aia? Băi, am găsit-o, eu am un prieten pe Cosmin, care am mă ajută... Am uitat că tu ai fost pe tir. Și asta, pentru că pentru asta trebuia să mă duc în oraș la mine, în Gheorgheni. Dar am un prieten pe Coco, probabil îl știți și voi, care are relații în toate domeniile, peste tot. Deci el se ocupă acum de partea asta de logistică a filmărilor, mă ajută foarte tare. Și în momentul e în care producător, zis, cum ar veni. E un fel de producător, e mai bun decât toți producătorii. Deci producătorii din România, din televiziuni, de oriunde, nu-ți găsesc ce-ți găsește el. Dacă îi zic mâine, chiar a zis cu Dan, bă, vreau pe lună un sketch. Am pe cineva pe lună? Are un bloc. Facem blocuri pe lună. Și am zis, bă, am o idee, dar mi se pare greu de realizat și trebuie să găsesc un alt punch. Și el vorbește, zic, ce idee? Și zic, bă, uite, na, o să vină o factură care la început o să fie pe papirul, după aia vreau o cifră ca să... Cui facem? Și cum adică facem? Am pun, Rusu. Chiar așa-l chema pe proprietarul betonierelor. Tot Rusu? Da, ca pe mine. De asta. Am făcut și niște story-uri acolo, bă, uite, firmă de betoniere, cu mine, cu asta. Și automat ne-a dat betoniera. Mai greu a fost să printăm foaia aia imensă. Aia, asta e întrebarea. Aia... Ai betoniera ca betoniera. Da, aia am găsit-o, că avea multe omul. Și a zis, băi, vă dau, na, dacă voi știți să rulați pe ea o chestie din aia, vă dau. Și am sunat la vreo 10 firme de tipografie. Păi și a intrat sindromul ăsta în oameni mai nou, kind reminder, că tot vorbim, cu digitalizarea asta. Și vorbeam, okay, am nevoie de o foaie de 50 de metri, printată toată. Cam la ce preț ar fi? Păi trimiteți un mail. Asta ziceau toți. Păi nu, zi-mi preț. La telefon, că nu-i... Asta scriu și în mail. Nu, trimiteți un mail, că noi funcționăm așa. Vedem exact în mail care sunt caracteristicile pe care le vreți. Și până la urmă am găsit tot printr-un prieten de-ai lui Coco. Am mers la un din ăsta atelier de colanta mașini. Ok. Și el întâmplător avea și o tiparniță. Cum mai ai? Da. Zis, băi, vă facem unul la 50 de metri printată cu tot felul de numere. Am rezolvat și asta. Aspectul ăsta era imens, o foaie imensă, imensă. Și cât de curiozitate, cât costă să printezi așa ceva? Băi, te costă ceva, adică spre 1000 de lei te costă să printezi chestia aia. E scump. Okay. E scump. Și noi l-am făcut și scurt. Și știi că atunci când e scurt, nu prea intră reclame multe. Dar suntem foarte mulțumiți de el. Adică e unul din sketch-urile de referință, să zic așa, pe care le-am făcut eu. Ok. Și vrem să migrăm înspre zona asta. Înspre da, zona se asta pare tare, adică e o chestie wow, că nu te-ai fi așteptat niciodată la deznodământul ăsta. Aia e, că a fost o surpriză totală, știi, aduce o cifră să-ți ruleze factura. Dar sunt și niște costuri, că aia e marea problemă. Dacă și în România YouTube-ul ar monetiza ca în America sau ca în Bulgaria. Bulgaria e mai bine. Și în Bulgaria e CPM mai mare decât aici. E mai mare, da. În toate țările vecine. Bine, Moldova cred că e mai mic. Păi bun, și de ce se întâmplă chestia asta aici în România? Băi, n-am absolut nicio idee. Că sunt foarte multe țări mai slab dezvoltate economic, unde CPM-ul e mai mare pe YouTube.
Asta, na, sunt veniturile dintr-un sketch. Bine, dacă au populație mult mai mare, pot să-mi explic, dar Bulgaria au și economie mai proastă și populație mult mai puțină. E că nu găsesc, da, nu găsesc explicația. E locul 28 aia de care, da, aveam nevoie. Aia de după noi. Ce se întâmplă cu aia de după noi? Da, au CPM-ul mai mare. Chiar mă uitam zilele trecute și sunt nu sunt nici super bine. Adică l-au mai mare cu câțiva cenți. Dar okay, toți sunt peste noi. Albania are mai mare decât noi. Din nou, o țară care nu e, nu se situează peste noi. Cât e CPM-ul la un sketch? Unu și ceva la un sketch. Încă e bine. Unu și ceva, 0,9, depinde, na, cum... cum prinzi, cam așa e la un sketch. Bine, la podcast cred că e mai mare un pic. Mult mai mare. Bine, acum depinde. Asta eram foarte curios, dar am păstrat discuția pentru podcast pentru că mi se pare chiar o chestiune foarte importantă. Eu la un moment dat am pus niște sketch-uri pe canalul de podcast și am nenorocit canalul. Pentru că era altfel de watch time. Da. Acum mă întreb cum funcționează invers. Pentru că am mai văzut canale care înainte erau pentru altceva și au început să se pună și podcasturi pe el. Da, da. Și vreau să te întreb cum funcționează chestia asta, dacă nu ți-a afectat canalul treaba asta, că deodată ai urcat conținut de o oră și ceva. Băi, culmea nu l-a afectat, adică el n-a mers ca un sketch, ne așteptam la asta, n-a avut același număr de vizualizări și același engagement, probabil și din prisma faptului că era un proiect nou și era ceva cu ce nu e obișnuită audiența mea, dar el a funcționat, încet, încet a urcat, apoi am pus un sketch de 1 minut 30 ăsta. Asta cu cifra, da. Da. Și am văzut că după aia a urcat și, și podcastul, da. Da, da, l-a ridicat și pe ăsta. Eu zic că dacă îi obișnuiești, chiar și cu mai multe tipuri de conținut, uite, asta a făcut foarte bine Mircea, Mircea Bravo. Adică el are atât sketch-uri cât și vlogurile alea în care mai fie se duce undeva în oraș și pune întrebări oamenilor, nu le face atât de lungi, sunt 20 ceva de minute. Dar față de 3 minute sketch-ul, tot e o diferență destul de mare. Și obișnuiești, adică faci un playlist separat pentru podcast, un playlist separat pentru sketch-uri, că noi avem acum un plan să facem în fiecare miercuri podcast, în fiecare duminică sketch. Asta e okay, planul de bătaie. E destul de dificil de realizat, de asta zic că nu prea mai am timp și de persoanele dragi, să zic așa, în viața mea, dar sper să mă înțeleagă. Nu o să te înțeleagă. Da. <N-o> să... Ești tu conștient de asta? Adică tu încerci să dai acum niște lucruri frumoase de PR, așa? Să-i mobilizăm pe oameni la acest podcast să pună în comenturi. Înțelegeți-l! Să fie așa o multitudine de comenturi, înțelegeți-l! Exact, poate, da, să vedeți cu cifa. Cu cifa, da, înțelege. Își asumă, își asumă. Vorbeam că ăsta-i verbul preferat al iubitelor, asumare. A asuma. Nu, tu nu-ți asumi. Tu nu-ți asumi. Dar toate iubitele, toate iubitele. E o treabă din cărțile de dezvoltare personală, știi? Da, maică-mea nu zice, că ea n-a citit dezvoltare. Cu sigur? Cu siguranță ar zice. Adică... Da. Mamă, e saforos! Da, da. Dar că nu-i dă acces la cărțile alea, știi? Iubește-te pe tine? Nu, lasă-o acolo, știi? Dar acum, cu avântul ăsta de dezvoltare personală și cu avântul psihologic, pentru că psihologii, să știi că îți zic mereu, trebuie să-și asume, nu știu ce, dori, dai bani, dai seama ce să-ți zic. Îți dă dreptate. Psihologul dă dreptate mereu când te uci. Niciodată nu zice, bă, dar te-ai gândit că n-ai dreptate? Mereu, așa este, mă. Păi cum, tu l-ai înșelat și el nu te-ai iertat? Păi, dar tu ai dreptate. Sau invers, tu ai înșelat-o și nu te-ai iertat? Păi. Atât la bărbați cât și la femei, psihologii îți dau dreptate mereu. Da, da. Și asta e un... Și te pun să cauți în străfunduri. Da, în străfunduri și să citești alea toate. Știi că cărțile de dezvoltare personală, mi se pare că e o carte de dezvoltare personală care e efectiv scrisă de 4.000 de autori. Eu am încercat să citesc mai multe cărți de dezvoltare personală și în toate cele 11 pe care le-am citit, absolut aceeași percepție. Cu fericirea, cu tu-ți faci fericirea. Ai mereu exemplu cu un agent. Toate au, știi că toți au fost agenți de asigurări? Toți. Niciunul nu a fost altceva. Deci în toate cărțile de dezvoltare personală, el a plecat din punctul de agent de vânzări. Și Onețiu a fost asta. Toți. Toți ăștia care au devenit super mari și care au scris cărți de dezvoltare personală au fost agenți. Dar niciunul n-a fost lăcătuș.
Niciunul. Bă, altă meserie, nu mai pot. Sunt toți agenți. Păi eu nu sunt agent. Eu cum mă dezvolt? Cum fac, da? Eu nu mă pot dezvolta, că nu sunt agent. Și ziceau, știu că aveam vânzări de, nu știu, $2 pe lună și mi-era foarte greu, conduceam un tico, era foarte nasol și după 2 ani, direct, vilă în Malibu și cum fac? Și astea sunt toate exemplele din cărți și asumare. E cuvântul asumare, asta e pe aia de iubire. Știi, pe... nici mai știu cum se numesc aia de iubire. Nu mi-amintesc. Știu că era aia cu bărbații vin de pe o planetă, femeile de pe alta, de pe Marte, nu? Și femeile de pe Venus. Așa, da, da. Așa, am citit-o. Acolo sunt și niște chestii valide. Adică chiar am descoperit niște lucruri valide. Și mai erau, dar asumarea au fost scăpate din greșeala. Alea, da, alea. Dar în rest e verbul asumare peste tot. Îți asumi, îți asumi, îți asumi. Îți asumi, îți asumi. Okay. Ai văzut că în orice conflict între un bărbat și o femeie este asta. Despre asumare. Nu-și asumă. Unul din ei nu-și asumă. E cuvântul asumă. Și pare și un cuvânt șmecher, știi? Na, asumă. Na. Zicea Carmen Tănase, îl pomenea. E unul dintre cuvintele la modă care spuse aiurea în tramvai asta cu asumarea. Da, cu da, responsabilitatea. Asumarea, just. Asumarea responsabilității. Da, 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 și construcția asta deja sunt la level, ultimul level. Asumă. Când te cerți cu CEO-ul, cu asumarea responsabilității. Da, asum responsabilitatea care ți-a fost. Și mai e just, cuvântul just, care e folosit de ăștia. Mai, știi care sunt la un nivel mai sus undeva? Just. Just. Da. Just. Și e traducerea aia greșită din engleză, face sens. Care nu e, are sens în română, da, make sense, face sens ce zici. Băi, nu e corect, face sens. Nu face. Nu face niciun sens, ce ai zis tu nu face sens. Nu are sens. Da, dar sunt amuzante, atâta timp cât poți să te bucuri de lucrurile astea, e foarte amuzant. Să râzi, de să nu te iei în serios. Atât de mulți oameni au zis să nu te iei în serios și noi nu ascultăm îndrumarea asta. Păi da, dar n-am spus-o în cărțile de dezvoltare personală. Da, nu te lua în serios e contradictoriu cu asumarea. Pe ce facem? Ori ți asumi, ori nu te ori ne luăm în râs. Corect, corect, da, da. Deci ar trebui să apară niște cărți de dezvoltare personală, de subdezvoltare personală în care să nu te iei în serios. Ia și fă catering. Regresează personal. Aș face o carte de regres personal. Da, mă, asta duci, e idee bună. Cum să te duci mai jos personal, efectiv? Cum să fii mai nenorocit? Se pare că ești prea de gașcă. Gitește asta, frate. Hai, mă gândeam de cine să fie scrisă ca să nu supăr pe cineva, știi? Că dacă ești, adică eu sunt nu știu cum. De unde din ăsta, na? Mai un muist. Mârlănel. Semnat un muist în viață. Un mârlan, cineva. E, bă, subdezvoltă-te personal. Mârlanul. Mărlanul personajul. Îmi bea foarte fain mârlanul. Da, nu că, da, Bun Ionescu. Da, da, personajul pe care îl interpretez. Un gras de la așa. Ce simt prea. Eventual să aibă și accent moldovenesc ca penalti, știi? A, da. Ce simt prea. Cum să-i zic? Hai să-ți curgă și muși din cartea aia. Să fie o sămânță, mai găsește o coajă de sămânță la mijloc. Am scuipat eu pe asta, scuze, aici. Când o scriam, în caz de minte, beam. E semn de carte. Beam, da, exact, să pui sămânța aia. Să vedea aia albă, știi, mare, să aibă, da, da, să aibă coaja lungime. Mă. Și jumate rămasă, jumate sămânță, cum o mestecat-o în gură. Știi că sunt artiștii aia care o mestecă în gură, mărgelatul. El nu mesteca sămânța, nu o rodea în... Între dinți, între degete. Cu degete, nu, o băga. Am încercat asta, cred că vreo 5 ani. Nu mi-a ieșit. Am exersat, am vrut să caut cursuri, tutoriale online. Cum să mesteci sămânța în gură și să nu o lași din degete. N-ai cum, decât dacă ți asumi să înghiți și coajă. Nu, că se poate. Eu am vorbit cu maestri. Cu sensei. Da, da. Cu sensei de aia, de merg pe stadion și o arunc, o și prind, au și tehnica de a. Cu limba așa ca o șopârlă. Și din 3 mușcături, ceva e genul ăsta, niciodată nu mușcă mai mult de 3. Și mă uit, păi, ai scuipat tot sau... esențialul a rămas. Adică miezul sămânței e acolo. Mai glumim și noi. Am zis la tâmpenii că dacă asta e. Îmi asum. Păi ce înseamnă, de exemplu, asumarea în relații?
Păi asta e că nu știu, adică mie mi s-a explicat mereu, dar n-am ascultat. Sumarea relației să nu pleci cu altul, să pleci cu alta. Să fii cu ăla sau cu aia cu care te-ai combinat, practic. Ok, adică fidelitatea. Fidelitatea, să dedici timp. Să dedici timp mai mult decât dedic eu. Ok. Să nu pui pe primul plan întotdeauna munca. Eu nu sunt un om bun de relație, adică niciodată n-am precizat asta, că aș fi un om super bun de relație. Există niște lucruri de suportat aici, de îndurat. Mm. Da, am văzut niște oameni care creează un echilibru foarte mișto între profesie și familie. Unde? Și iubită. Am vrut să spun numele, că îi fac de... Care Andra și Măruță, că se ocupă amândoi cu același lucru. Sunt oameni care cumva pot să facă această distinție, dar sunt morți de obosiți. Nu i-am văzut niciodată ca lumea, energici. Cum să fac mai așa iubita mea, băi, mai am și treabă. Dar ca să te menții sănătos, trebuie să neglijezi. Nu să neglijezi, da? Să... Ori una, ori alta. La secund, da. Ori pe amândouă, dacă vrei să regresezi personal așa atunci, cum trebuie. Da, tot, direct, la foc continuu. Da, sunt relații frumoase. Sunt niște oameni care au relații frumoase, pe care îi invidiez, care sunt super fericiți pe Instagram. Dă-mi, te rog, un exemplu de o relație de asta. Toate de pe Instagram. Eu n-am văzut pe Instagram o relație nasoală. La nimeni. Okay. Mie mi-ar plăcea foarte mult să fiu obligat de Instagram să postez și necazurile relației și ale vieții. Asta ar fi fain, da. Să existe o obligativitate. Adică, bun, tu pui starea aia de fericire, nu știu ce, pune starea aia când te cerți. Starea de proda în reghe camp. Așa zic eu. Starea proda în reghe camp. Deci când te cerți, mă, am așa o stare proda în reghe camp în familie, nu știu ce naiba, ne-a luat sindromul proda în reghe. Ai așa un pumn în ochi, mai ne. Iată asta, un pumn, nu știu ce. Mă, filma unul de pe lângă. Ai filmat? Știi că era, știi episodul că a fost acum viral. Da, mă, cum să nu știu, îți dai exact. Ai filmat? Te-o milioane de vizualizări, frate, mâncăților. Dar te atrage. Te atrage, eu cred că pleșu, sincer. Deci stă pleșul meu pe Facebook. Uita și uită. Nu cred că se abține. Ei, este sub mine această situație. Sub demnitatea mea. Bă, oare... Vamos, vedem un pic așa. În scârbă, bineînțeles. Ok. Deci Spy News asta zice. Hai să vedem pe cancan ce zic. N-ai cum. E în sămânța noastră, în ADN, să iubim un pic scandalul. Cred că doar elvețienii n-au asta. Și nemții, că-s plictisitori. Știi și... Și la ea când e de scandal, e scandal pe bune. Da, la ei e un scandal care durează 6 ani, de regulă, știi? Ei implică în scandal toată Europa. Tot globul. Bă, am chef de scandal? Bă, îl fac. La noi n-ai, măcar din fericire se menține așa într-o bulă mai mică. Deci să ne ferească Dumnezeu să vrea nemții scandal, vreodată. Sau chiar și rușii, că uite că și ei au poftă acum de scandal. Da, na, bine. Adică am preferat 200 de reghe prodanca. Aș prefera să fie 200 de reghe prodanca în toată lumea asta decât să se întâmple ce se întâmplă acum în Ucraina. Da, dar Rusia acum, știi cum e, cam ca Dan Alexa, așa, în scandalul ăsta. Da, încet, da. Încet devine Dan zis, Alexa. Da, la început știi, ai fi zis, bă, între Dan Alexa și prodanca, cine ar câștiga? Ai fi zis, bă, Alexa. Așa ai fi și la Rusia, știi? Bă. Da, par mai puternici. Dar uite că și-au luat pumnul. Păi bine, am fi zis chestia asta având în vedere experiența din 2014, când pe ucrainieni nu i-a ajutat nimeni atunci. Da, nu s-a intervenit cu nimic. Ăla a intrat, zic că asta vreau, asta gata, a nostru. Da, au fost cam singuri săraci, da, atunci. Acum, da, beneficiind de tot sprijinul ăsta... Ma, practic au fost, li s-a făcut un prank la ruși, cum să-l spun. Da, era, bă, stai, ce vă băgați tu, bă, bă, așa? Hai, sperăm să se potolească și băiatul ăsta. Și să fie din nou pace. Acum începe și în Taiwan. Deci se pare că el ar putea să fie fericit într-o relație? Domnul Vladimir? Da, da. Măi, el da. Partea cealaltă nu cred că ar putea să fie fericită niciodată. Te simți prost așa, știi? Adică eu să fiu în locul gimnastei ăleia. Ce faci când îți faci avansuri, Vladimir? Că știi că e un nebun, e un nenorocit. Nu prea e cum să nu... Te bagi sau mori? Știi că are nucleara până la urmă. Are nucleara și... Dar are și centura neagră la judo.
E nasol, e nasol rău. Adică, și nu mai zic de turbatul celălalt, de Kim Jong. Amă, că ăla deja a devenit irelevant, deci n-am mai auzit nimic de el de atâta timp. Da, băi, cine știe ce pregătește? Când nu auzi de un din ăsta, e foarte rău. Sper că atunci când nu auzi de unul, pregătește ceva. De un tiran de ăsta, de un nebun, el face ceva. Că de regulă el vrea să auzi. Că ăștia cu asta se ocupă, au cultul personalității și băi, ia uite ce am mai făcut eu. Mi-a mai bombardat un văr. Mi-a picat cărți bune la poker. Era fost urât. A avut scareu. Bă. Nu și-a asumat. Nu și-a asumat. Cu aghie un el direct. Da, da, din ce în ce mai mulți. Da, m-a tras cu agheu într-un, sau cu tunul. Într-un neam. Într-un ceva, nu mai știu ce era. Unghi. Ceva de genul ăsta. Băi, cât de... Îți mai vine, dar nici chiar tragi cu tunul în el. Cum te treabă? Cât chin se... Să dai cu tunul. Băi, chiar suntem fericiți în România, pe bune. Chiar suntem într-o țară. Că ori fie corupți. Că sunt corupți. Dar n-au ambiții din astea cu hegemonia. Da, noi avem chestia asta cu hazul de necaz, știi? Da, și ne și convine situația actuală. Okay. Și chiar și liderilor, știi? Noi n-am fost niciodată aviz după, aș mai lua un pământ. Am fost, ok. Ce zi, Mariane, că s-a ridicat o mână din public. Au fost, da, tauri. Niște tauri? Noi suntem o țară taur. O țară zodia taur. Și avem un pic așa, e forma de pește, dar zodia e taur. De ce înseamnă zodia asta, taur, prin caracteristici? Că eu aveam impresia că e ceva rudă cu leu, taurul ăsta. No, frate. Așa spuneau ăștia, că sunt cele mai aprinse zodii, scorpion, leu și taur. Băi, înseamnă că eu sunt un taur defect, adică chiar nu sunt un taur defect dacă e așa. La mine e confortul, sunt persoane foarte comode, adică sunt comode, le place să aibă un confort. Ok. Nu luăm inițiativa atât de des. Din nou, mă refer la mine. Nu știu, probabil acum lumea o zic, băi, ce... Poate se uite astrologi sau ceva de genul ăsta. Se uită neti, știi? Mă, marș de aici cu porcăriile astea, că taurul de fapt e nu știu cum. Dar eu, un taur, cu ascendent în fecioară. Știu, un bărbat care știe asta, e foarte nasol, sunt singurul din România. Dar de cine ți l-a calculat? Eu. De bună voie, așa? Ai vrut tu să afli asta despre tine? Și nu doar, am sunat pe maică-mea, să-mi întreb ora naștere. Dar cum se calculează ascendentul ăsta? În primul rând îți suni mama. Asta e primul pas. Primul pas, nu? Da, îți suni mama să întrebi ora nașterii. Dar eu știu, ora 15. Bun, după aia intri pe net și există un program care îți calculează ascendentul. Ascendent.ro, cum se... Da, da, da. Sunt multe. Calcul ascendent și pe toate îți dă la fel. Pe toate îți dă același. Și vezi că este și descendent pentru cei puternici. Descendent pentru aia care vor să regreseze, da, nu? Da, la regres personal. Da. Ăștia cu dezvoltarea sunt cu ascendentul. Există și descendent și ascendent. Eu le-am un fecioar pe amândouă. Tu știi, Mariane, ascendentul? În ce? În scorpion? Leu e scorpion. Păi tu este faci mai șmecher. Ui, e scorpion e bine. Da, e o zodie bună. Am auzit că dacă e de asta de top. E în top undeva. Eu de asta mă grăbesc repede. Să termin acum cât încă sunt zodia de asta și nu mă duc în ascendent, că cine știe ce ascendent am? A, te bagi spre 30? Păi am 26 de ani. A, păi mai ai, frate, mult. Cât? 4 ani. Pare așa mulți, dacă stai și mă gândesc. Nu, ce ești acum? Leu. A, e bine. Da, cu lei sunt... Pe asta sunt e perioada, acum vreau. Și au nevoie să dețină controlul. Eu am avut leu și chiar... Am avut leu? Cum a sunat asta? Nu, am avut la bunici. Aveau bunici în curte. Azurel. Era bun, pe pază, pe astea, da. Nu, am avut lei în jurul meu. Gagică leu ai avut? Da, da. Și e chiar, ceva chiar, cunoscut? Nu, nu, nu. Chiar okay. În actualitate. Și, na, lei sunt foarte impunători. Ok. Adică fac totul în jurul lor să pară mai mic, știi? De regulă când intră în cameră un leu, îi vezi coama, știi? Lui, băi, eu sunt... Taurilor ce sunt? Tauri inferiori! Sunt eu, leul! Da, au și un temperament mai puternic, dar sunt în schimb foarte corecți. Da. Sper că lei sunt extrem de... Au o pasiune pentru justiție. Nu pentru domeniul justiției, pentru justiție, da, în general. De cele mai multe ori și omoară. Da, 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 merg până în pânzele albe pentru corectitudine. Adică luptă și pentru alții.
în momentul în care cineva e dezavantajat, lei o să lupte și o să se implice acolo până când vor corecta situația. Uite, de asta am avea nevoie în politică, de lei. Da. Bine. Cred că sunt. Păi îți dai seama că nu totul se raportează la zodie. De-aia deci după 30 de ani, gata, poți să te caci în zodie pe care ai avut-o până nu atunci, mai, nu? Nu mai valabilă, da. Ești în ascendent. Așa se zice. Acum nu știu. Încă n-am observat niște schimbări majore la mine. Eu o păstrez pe asta, nu mai... Rămâi zic că ea? Să nu mai schimbe, da. Te duci la registrul zodiilor să faci... Să fii un registru... Eu vreau să păstrez zodia. Mă duc ca în sketch-ul ăla lui Mircea în toate ghișeile. Da, da, prin băia peste tot. Foarte bun și ăla, foarte bun. Da, uite, și ăla. Acolo nu s-a băgat cifă, dar chiar dacă n-a avut spectacolul ăla, totuși a fost foarte bine scris, foarte bine. Da, 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 da. Și nu știu câți oameni l-au înțeles, în schimb. A fost complicat de înțeles, știi, că au fost cadre unul după altul și atunci nu s-a făcut neapărat o explicație, adică era de la sine înțeles. Era e foarte importantă întrebarea aia pe care o pune Bob Rădulescu acolo, când zice, când îl întreabă Mircea, face, unde sunt oamenii? Și el rămâne așa. Da, păi unde sunt oamenii? Și ăla rămâne cu ochii ațintiți și după urmează procesul din instituții. Luați, doamne, 500.000 de bugetari, noi angajați pofiți. Exact, exact. Da, să meargă sketch-urile. Dar tu, apropo de chestia asta, te-ai gândit vreodată la opțiunea de a trăi celibatar așa pentru tot restul vieții tale? Da. Eu mă gândesc tot mai des la asta în ultima vreme. Băi, m-am gândit, aveam chiar și discuții cu Andrei pe tema asta la radio. Cum am fi noi de fericiți într-o casă așa, cu PlayStation, cu toate cele, câțiva băieți? Prea ne certăm între băieți, dacă ai văzut. Prea avem... Așa când ești în cuplu, mai intervin motive de ceartă. Dar noi și când avem un conflictel, ne înjurăm de două ori și după aia se cam stinge. Că suntem și mai nătângi din fire. Noi nu analizăm lucrurile în profunzime. Nu facem o analiză. În schimb, femeile analizează. Adică buchisesc tot conflictul ăla. Și ai văzut că, de fapt, stai, ce ai vrut tu să zici ieri cu aia a însemnat nu știu ce. Noi nu ne gândim atât de amănunțit. Ok, a zis asta. Dar o femeie gândește mult mai profund. Da, totuși, uite, ca să intru în chestiunea asta mai adânc, o să folosesc tot o experiență personală de ale mele. În ultima vreme am tot observat că am mers la multe nunți, știi? Pentru că faptul că mă enervează al dracului de mult nunta că nu se iau în centru atenției Mirle și Mireasa. Cine naiba aș face nuntă pentru el? Adică să fii nebun să faci egoiști. Asta. Da, niște egoiști. Niște egocentriști. Pe lângă asta, am așa... Nunta începe așa. Primul pas e ce dracu caut eu aici. Da. Că nu înțeleg. Pasul 2 e ce mă enervează că n-am audiență și trebuie să caut să-mi fac pe undeva. Da, mai ales că nu cunoști oamenii. Mai ales exact, când nu-i cunoști. Și pasul 3, când mă șapțiguiesc așa puțin spre final, că la nuntă nu m-am bătat, la una singură care a început de ziua, m-am bătat într-un hal, n-am mai prins finalul. Wow! La ora 2, la ora 9 m-a dus un paznic acasă. un gardian m-a dus acasă, nu era. În Ardeal atunci se termină nunțile. Da? În Ardeal, în multe zone, se fac de zi. Sunt pe zi nunțile. Ce? Asta e o nebunie, frate, că ajuns să te îmbeți pe lumina zilei, e foarte periculos. E periculos, dar asta îți dă cumva și opțiunea să fii treaz complet la muncă dimineața, să fii apt față de nunțile astea de noapte când te faci praf și îți revii nu știu cât timp. Și asta e drept, da. Da. Bine, cel puțin asta cu mâncarea noaptea, mie mi se pare tâmpenic casa. Da, e multă, dar trebuie să o consum, că ai dat banii pe ea. Și asta e drept. Trebuie să-ți scoți banii, deși niciodată nu ți-i scoți. Nu-i scoți, dar să ieși pe un minus cât mai mic, știi? Că dacă... Mi se pare că noi românii mâncăm de multe ori, noi credem că ne ține pe mai mult timp hrana aia. Eu așa mănânc. Noi mâncăm ca urși, știi? Mănânc... Nu, nu mi-e foame, dar mănânc acum, oricum mă ține. Nu mai mănânc diseară, că mănânc acum ăsta tot. Noi, nu e adevărat, de multe ori facem greșeală. Și la restaurante, și eu mănânc tot. Am plătit, mănânc tot, până mor, efectiv. Bag... peste... Da, și plătești și ajungi să plătești sentimentul ăla de la starea aia de la final când de fapt ți-e rău. Da, da. Simți ca curul. Ți-e rău, dar ai dat bani. Ai dat bani și recent am început și eu să mai las deoparte așa câte un rest. Dar până acum băgam tot și învățat de acasă. Când ai mâncat ultima dată la restaurant? Ca mică paranteză.
Păi stai, nu știu dacă se pune restaurant, azi am mâncat la un fast food. Nu, nu, nu. Nu se ieși la restaurant, se ieși la masă. A, restaurant? Cred că am fost în Turcia. Acu cât timp? Acu 3 săptămâni, cred. Așa și eu, da. Dacă am 3 săptămâni de când n-am mâncat la restaurant. Da. Dar am omul crâșnilor. Ce înseamnă recesiunea? Vezi facturile astea ce au făcut. Da, nu prea mai, de regulă comand acasă. Îmi comand așa acolo sunt, mi-am creat eu un stil în care comand două feluri, știi că la aplicațiile astea, dacă ai un anume preț, e gratuită livrarea. Da, da. Și atunci mă duc în prețul ăla, dar nu pot să comand atât de mult, să mănânc atât de mult. Și mi-au ciorba pentru momentul ăla și mi-au ceva ce nu s-ar strica neapărat, știi? Nu s-ar altera. Să-l mănânc mai pe seară. Să-l mănânc mai pe seară și atunci îmi pușc iepurii ăștia, e livrare gratuită și gata, m-am aranjat pentru o zi întreagă. Aici trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu și pe lângă lui Dumnezeu, lui domnul Răzvan Popescu și lui Presto Pizza. A, da. un aliat de nădejde în vremuri de oricare. Și în vremurile bune ca aici sărbătorii și în vremurile tulburi că nu te nești, dracu. Păi ce mi se pare cel mai bun la ei? Culmea, ciorba de perișoare. Asta am mâncat azi, mai devreme, am mâncat ciorbă de perișoare. Da. Și chifla aia caldă. Pâinică în cuptor, îi spune. Dumnezeule, extraordinar. Mereu când comand de la ei, asta comand. Ciorba de perișoare cu chifla aia și cu ardeiul ăla iute. Dar nu-i foarte iute, jumate nu-i iute. Jumate îl mănâncă. Depinde de ardei. Acum au apărut niște ardei de ăștia, pitici, știi, care sunt foarte înșelători. Ea sunt oribili. Eu mi-e vine să le spun El Niño. Ea sunt răi, 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 ca sosurile aia picante de la... Măruță. Măruță și de la... la acasă, la... Și de la... Că mai avea ușor picant Alex Cazacu. Emisiunea aia. Eu am fost la emisiunea aia și am avut probleme. Așa mă, da, mi-a arătat Nenciu ceva și am văzut că ai mâncat iuțelile alea și m-a întrebat dacă eu pot să mănânc, eu sunt fan iute, adică eu mănânc foarte iute. A, atunci tu poți, că și eu i-am zis că sunt fan iute, eu nu eram. Am zis, bă, eu bag. Dar după aia, Doamne frate, 7 nopți n-am dormit. Da, vezi că eu sunt fan iute de ăsta comestibil, că am mâncat și odată la măruț o nenorocire de aia. Și era să mori, nu? Frate, pe lângă faptul că era să mor, problema e că aveam, deci mâncasem vreo 2 mese, dormisem. Și când mă trezeam, tot gustul ăla l-aveam, știi? Ah, da, 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 te ține un an. Ei, eu și acum mai simt chestii din alea, pe limbă și prin intestine. Dar atunci a fost crunt, a fost doar cu alcool trecea. Păi eu am plecat, plecasem undeva la munte să scriem, chiar cu Andrei plecasem să scriem la carte. Nopțile aia nu le-am dormit, eram efectiv mereu strângeam din fese. A, da, că e și problema asta. Păi acolo a fost problema. Aici deci a fost o durere, când zici, mă doare, dar atunci chiar am zis-o, mă doare cu cea mai multă poftă. Da, da. A fost super adevărată. Și două nopți am stat așa. Eu numesc căcarea KFC asta. Da, e super lejeraia. E super. Eu prima după asta, că mi-a zis ăla, mi-a zis Alex, ăla, mi-a zis Alex, că băi, nu, încearcă să nu mergi la toaletă o zi, două. Și zic, bine, da, nu... N-am rezistat, nu puteam. Dumnezeule, deci ieșea din mine ca în Lord of the Rings, din Balrog ăla. Păi de ce, dar nu te durea și burta? Cât cum să nu te duci la toaletă? Că te doare burta, păi dacă da, nu te duci. Da, te durea burta. Și am zis, m-am dus, dar pur și simplu flăcări, a ieșit lavă. Deci era lavă curată, o durere cruntă și după aia m-am dus să scriem, 2 nopți, 3, în continuu am dormit, durere profundă. Doar când beam, când eram beat, perfect, trecea totul. Am stat beat în perioada aia la greu. Păi asta și... e soluția de cel mai multe ori. Problema e că se suprapusese cu actorul din Black Panther care avea săracul la colon și murit. Ouleu, da. Da, dacă îl știi. Și eu mă uitam la postări cu el și zic, Doamne, te lege atracții. Și dacă am și eu din asta. Și m-am dus tot. Ți-ai calculat ascendentul în seara aia ca să vezi? Păi, cu zodiac, așa cum e numerologie, mă rog. Și m-am dus acasă la ei mei o perioadă. Băi, și în Gheorghe nu e un loc unde proctologii sunt la ei acasă, știi? Adică... Nu prea avem. Și am găsit un medic, nu știu ce era, oftalmolog ceva. Bă, am dus. Ți ești medic, da, hai, bă, vin, nu mai pot, efectiv. Nu mai pot, sunt mort. Deci vin la tine. Ai făcut medicină generală? Am făcut, dar nu prea. E ok. Și m-am dus la el și mi-a zis, na, prima dată când mi-a zis cineva asta. Deci când mi-a zis medicul ăla, ok, pune-te capră. Băi, pune-te capră. Mi-a fost frică. Și m-a studiat și mi-a dat supozitoare.
Doamne, și o săptămână de supozitoare. Ferească Dumnezeu, pe dacă te doare în corp să bagi supozitoare, mi se pare... Eu mi-aminteam din copilărie, când eram mic și punea maică-mea. Mă urlam în ultimul hal, mă simțeam abuzat, mă simțeam răstignit cumva. Și am început, n-am avut de ales. Dar știi cât dura? Cred că dura 3 ore. Intram în baie și 3 ore până îmi făceam curaj. Și după aia a început să-mi placă și bag zile. Nu, băi, de pe parcurs, sincer, eu nu știam că sunt așa, supozitoarele, chiar n-am știut. Dar ele sunt moi, de fapt. Sunt super moi, adică ele se topesc. Păi și... de ce nu le băgăm prafuri în cazul de ăsta? De asta mă întrebam și eu. Zic, bă, pune, fă un suc din ele sau ceva. Și se topesc și practic după aia, băi, chiar eu senzație, nu vreau acum să par, e o senzație plăcută, serios. E... Faceți-le, domnule, mai mari. Merge. Da, păi așa, dar am mai avut, lasă. 10 centimetri. Când vorbeam, începusem să zic de asta cu nunta și de faza 3, în care când merg pe la nunț, încep să mă... Pipilesc. Deci că urmează să povestesc de o coforeală. Să mă... De-aia mă duc. Ca să mă cacă, da, nu-mi dau oamenii. Îmi dau băi de alea de spală colacul, mamă. După e stadiul 3 ăla, când o leacă beat, deja încep să mă... gândesc la faptul că eu nu o trăiesc niciodată nostalgia, bucuria asta a împlinirii pe planul de familie și așa mai departe, după care ca să mă îmbăt cu apă rece, o iau așa eroic, știi, că nici Batman n-avea gagică până la urmă, toate au ieșuat, toate relațiile, da, s-au dus la vale. Muira de capre mereu. Și atunci de asta zic, pe tine nu te apucă lucrurile astea în momentul în care te gândești la treaba asta, adică cât de confortabil ești cu subiectul ăsta, dincolo de cât de frumoasă ar fi viața în burlăcie, nu te gândești la cum ar fi să fii, bă, singurul care e ăla, că bă, n-am pe ce umăr să plâng acasă. Nu că dacă ai avea o nevastă, neapărat ai putea să plângi, da, pe omul, da, ei, da, că asta înseamnă că nu-ți asumi dacă, da, plângi, da, plângăciosule, tu prostule. Neasumatule care ești neasumat. Ba da, mă gândesc de foarte multe ori, mai ales că în cercul meu de prieteni, din ce în ce mai mulți încep să-și pună pirostriile. Și mă sperie un pic. Nici nu mai ești disponibil când îi mai chem la o FIFA, la o nu știu ce. A, frate, trebuie să stau cu nu știu ce. Și nici nu mai găsesc prieteni burlaci. Sunt foarte rari în ziua de azi. E și o modă a căsătoriilor, dacă ai văzut. Chiar e o modă. Adică bine, s-au și căsătorit anul ăsta toți care trebuiau să căsătorească în ultimii doi. A, da, da, da. Anul ăsta a fost un aflux de nunți. Inflație de nunți. Ne. Dar uneori mă gândesc și eu că îi văd așa fericiți, îi văd că... Și-au creat o familie. Și e mișto sentimentul. E foarte mișto. Dar ei, ți-am zis, se implică mult mai mult. Îmi doresc și eu să ajung în punctul în care să pot să mă implic lângă o domnișoară. Dar crezi că se poate? Să-i ofer totul. Cred că se poate. Adică, cred că poți să faci așa. Câți ani ai acum? 30, nu? 30, da. Era 36, mă gândesc că aș reuși. Intră așa într-o perioadă periculoasă. Da, bine, la bărbați nu e atât de rău, știi? La femei un pic, pentru că cu copiii, adică cu cât întârzi... Uite, de exemplu, copilul îmi doresc, nevastă nu prea. Păi, cam greu fără nevastă. Și adică, poți ca Ronaldo să te duci să faci în clinicile respective. Dar, riști? Nu știi cu ce gen. E foarte complicat subiectul ăsta. E complicat. Cel mai bine e cu o nevastă, clasic, metoda tradițională. Asta n-a dat greș niciodată. Dacă o iubești pe femeia respectivă, sunteți fericiți împreună, faci un copilaș și un copil, ci că te împlinește mult mai tare. Adică e un sentiment de nedescris, toată lumea așa spune. Bă, asta e limpede, că îți dai seama că până la urmă e viață care pornește din tine, parte, da, din tine, da. Hai, din tine mai puțin, din ea. Adică din tine e așa, un 21%, să zicem. Eu fiind leu, mai mult procentul. Da, un 68%, într-adevăr. Da, da, mai mult. Îți dai seama că ele îndură mult mai mult și pe ele stă responsabilitatea asta, din fericire pentru noi. Adică aici și noi de multe ori suntem un pic insensibili, un pic mai mult, că nu știm prin ce trec ele și până să dea naștere și după aia cât de importantă e mama. E punctul central. Eu zic că atunci când crești fără o mamă, nu prea ai direcție în viață și ai multe sechele. Contează enorm
să fii lângă mama ta, să ai parte de iubirea aia maternă. Un tată nu oferă la fel. Nu că nu vrea, dar nu poate, nu se află în plămădirea lui. Bine, asta într-o accepțiune generală, că în particularități există cazuri și cazuri. Da, dar așa, la modul general, o mamă îți oferă un alt tip de iubire. Mm-hmm. Pur și simplu, în ADN-ul lor. Așa că, iubiți-vă mamele. Cred că-s primul care am zis. Cred că n-am mai zis nimeni asta cu iubiți-vă mamele. Doar iubiți-vă mult, m-a zis Mircea Radu, dar... Iubiți-vă mamele mult? N-a zis nimeni. Iubiți-vă mamele mult. Și tați. Freud, cred. Cu incestul? Cu... Da. Că noi aveam, de fapt, o inclinație în a... De asta și că și căutăm femei care să se asemene cu mama noastră. Că, de fapt, nouă, în subconștient, ne place de mama noastră. În alt sens. Care mie, poate fi povestit pe podcast. E foarte greu să mă... Ba da, pe podcast mie, se poate povesti despre orice. Nici eu nu m-am gândit vreodată. Dar mi-e foarte greu să mă gândesc la orice în legătură cu asta. Adică, frate, și mie, dar că tocmai asta e, că nu exprimă nimeni, dar s-ar ascunde undeva acolo. În sistemul... Și dilemanul ăsta de Freud a căutat, el și-a găsit asta, nu? Păi, Freud. Da, și asta e drept. Știe un pic mai multe decât noi, adică tin să-l cred. Până la urmă, ce... Bine, într-adevăr, nu e ca și cum el a trăit acum 200 de ani aproape și tehnologia era cu totul și cu totul alta și informația era cu totul și cu totul alta și s-ar putea ca noi așa în prostia noastră să fim mult mai evoluați decât el. Da, e foarte... Dar nimeni nu l-a contrazis acum. Sau din ce știu eu, n-a zis nimeni, bă, gata, am descoperit. Păi, da, pentru că e universal acceptat că ce zice unul de ăsta e bine. Nu e greșit. Ca la Einstein. Și la el chiar e adevărat. Adică e matematică acolo. E un pic mai... La Freud e psihologie, la psihologie e destul de relativă treaba, să zici, mai e subiectiv. Nu știi dacă e adevărat sau nu poți să o calculezi. Freud? Freud. Păi Marian a dat acolo... Ai venit cu Freud de acolo, prea mult. Ia mai aruncă niște nume de astea. Zici ceva de Reghe, ce mai făcut Reghe? Că tot nemțește. Păi tot aia, dacă e în același spectru. Da, e avansat. Mie nici nu știm atât de multe, știi? Mie îmi place să discut despre lucrurile astea, dar știu 6 chestii. Despre Platon, Aristotel și băieții ăștia din istorie. Freud, cine mai era? Nietzsche. Platon e ăla care a inventat dragostea platonică. Da, dragostea din tâi platonică. Da. În ai o gagică și ți-o fute al și Platon. Asta e Platon. Cu căcatul ăsta de glum am venit și la aia, la râs ca prost, mai ții minte? Era întrecerea între radiouri, știi? Era Kisu Pro, Virgin și nu mai știu cine. Și atâta, că pe la zonă i-a chemat nimeni. Da, dacă nu i-a invitat, da. Am și întrebat, bă, nu... Lasă măcar acum să avem unul din noi șanse la locul 1. Băi, da. Mamă, acum sunt unul și pe... Am văzut că sunt unul și pe comercial, pe țărișoară. Da. A fost istoric. Am ajuns în cel mai înalt punct. Sunt bine. Și totul pornește de dimineață, știi? Da, matinalul e locomotiva, cum se tot zice în radiouri. Da. Dar na, acum probabil o să se echilibreze din nou balanța. Și ce s-ar face locomotiva fără mecanic? Aia e, mecanicul e principal. e bine. Dar te-ai mai întoarce vreodată la radio? Da. Da, m-aș întoarce. Adică nu, dacă acum. Mâine ai primi o ofertă de undeva, ai luat-o serios în calcul? Aș lua un calcul, pentru că îmi place, am descoperit pe parcurs că îmi place. Adică eu la început am venit așa, cu gândul profund de, bă, e salariu? Asta a fost primul meu gând când am acceptat oferta. Nu știam cu ce se mănâncă, doar ascultasem radio, dar nu știam niciun concept din sfera asta. Și după care, tot venind, tot vorbind la radio, descoperind mecanismele domeniului ăstuia, a început să-mi placă. A început să-mi placă magia asta a microfonului, cum poți transmite oamenilor doar vocal lucruri, că nu beneficiezi de... Cum îi zice? Fățău. De fățău, de mufă. Știi? N-ai cum să te folosești de grimase, că de multe ori te salvezi și prin asta. Da, da. Pe TV sau în alte sfere de genul ăsta filmate, mai apelezi și la meclă. Dar aici, prin radio, transmiți strict prin microfon.
Și s-a prins microbul ăsta de mine. N-am crezut că o să se prindă atât de tare, dar s-a prins. Nu știu dacă o să o fac în viitorul apropiat. Dar m-aș întoarce. Mi se pare chiar și o meserie foarte mișto așa pentru un 40 plus. Liniștită. Să ai așa un program de la... Dar nu dimineața. Da, dimineața e destul de... Deci n-a pus să duci copiii la școală. Trebuie să fie o persoană matinală, da. Dar sunt oameni matinali care se trezesc oricum pe la vreo 7-8 și fără să facă ceva în domeniu sau fără să aibă program de dimineață. Eu știi ce aș face? M-aș duce la un radio de ăsta care să n-aibă nicio legătură cu CHR-ul. Băi, la un radio, eu m-aș duce la unul să n-aibă... Eu aș vrea să fiu milionar, la un moment dat, să ajung milionar. Din cine știe ce schemă piramidală. Că asta e doar prin astea, știi că vine la tine. Vezi că știu pe un băiat. Când vin cu Amway, nu știu dacă mai există Amway, mă rog. Ce e Amway-ul ăsta? Nu știu, Amway, că era o revistă din care cumpărai chestii, produse. Ah, un soi de Blue Diamond. Ah, știi de ea, da. Amway, okay. Blue Diamond, mă rog. Erau, aveau tone de reprezentanți care îți dădeau un exemplu de, habar n-am, Eugen, care el a făcut sute de milioane de euro, că a invitat 600 de oameni și ei produc pentru el. Na, revenind, dacă ajung milionar prin Amway, Doamne ajută, deși nu sunt reprezentant, aș face radio, dar la un radio fără așteptări. Mai impuls. Oriunde, să zic, bă, ce așteptări aveți voi? Niciuna. Hai și vorbește. N-am nicio așteptare, doar vorbește și avem o audiență acolo, să fie o audiență, dar nu sunt niște așteptări atât de mari. Păi și pe mine mă mai apucă dorul câteodată. Dar mă apucă dorul de senzația aia, știi, pe care practic nu ți-o redă nimeni. Nu, WhatsApp-ul ăla, să vorbesc cu oamenii în fiecare dimineață, frate. Exact. Aia îmi plăcea cel mai mult, dacă vrei să mă întrebi. Faptul că eu aveam comunitatea mea. Da, și oamenii sunt foarte fideli acolo. Prietenii mei care erau în fiecare dimineață, trimiteau, eu le ceream poze cu temperaturile din bordul mașinii, știi? Vedeam câte grade sunt în funcție de oraș. Și nu era greu de aflat, că aveam 4 frecvențe mari și late. Și cam câte grade sunt la Cluj, erau și mai jos alea la Sibiu. Dar era mișto chestia asta, știi? Plus că vedeam în felul ăsta calitatea ascultătorului, că vedeam ce mașinare. Ah, da, nice. Nice, și îmi dădeam seama. Când vedeam borduri de alea LED, am zis, sunt pe picioarele. Zici și mie, frate, cum de nu vindem noi publicitate ca lume? Uite, publicul e da, de calitate. Trebuie să... Când vedeai de Tico, bloc. Îl trimiteam la Zoom. Și asta... Noș, cât? Da, sunt. E un public foarte mare. Știi că toată lumea la un moment dat cânta prohodul radioului și televiziunii. Televiziunea, da, eu pot să-i cânt prohodul în continuare. Televiziunea e cam pa din multe puncte de vedere. Nu e, deloc. Adică mi se pare că rezistă doar din evenimente sportive și breaking news-uri și show-uri care nu pot exista pe online. Dar ar fi, nu știu, Vocea, da? Dar există. Adică au parte totuși de o producție mult mai elaborată decât online-ul, aparte niște resurse mult mai mari. Ce mișto e că televiziunea generează content și pentru online, până la urmă. Da, păi au făcut conversia. Asta i-a ajutat super tare. O grămadă de televiziune au făcut o conversie super bună. Uite, ai umorul, e un exemplu creditor. Umorul pe TV devine din ce în ce mai... Pe TV, da, degeaba. Probabil nu mai are aceleași performanțe, adică undeva, cred că pe locul 2, 3... Mai prind și unul. Trei. Dacă e meci și 4. Dacă mai moare regina, 5. Da, de aia nu-i bine să moară regine. Da. Dar noroc că nu-s multe. Da, nu, că... Acum știi că sunt unii care... Păi. Știi că am devenit regaliști după chestia asta. Bine, eu eram regalist și înainte, dar... Nu eram mulți. Hai să fii serios. Erau oameni și oameni. Dar acum o mare parte a populației a devenit regalistă. Și după moartea lui Mihai a fost la fel. Băi, Mihai, majestății sale, iertați-mă, doamnelor și domnilor. Dar mi se pare că n-a fost așa mare tamtamul. Deci acum la regina a fost mai mare tamtamul decât la Mihai. Pentru că a durat mai mult până la... Deși nu, și atunci și la Mihai am impresia că a durat vreo 2 săptămâni, nu? Nu neapărat, dar era cumva... Ea era în funcție. Da, Mihai nu era rege, da. Adică era fostul rege. Era rege în rezervă, cum ar veni. Rege, da. aia zic. Și la regina a fost o mobilizare și în România. Da. Și pe televiziune și pe internet au fost niște site-uri care și-au arborat din asta neagră. Dar era de așteptat să se întâmple asta. Adică nu cred că a surprins pe nimeni chestiunea. Măi, da, până la urmă, cred că e cel mai important lider după președintele SUA al lumii. Vorba regina. Lui Marian.
singurul om care poate fi ofticat pe asta e Zelenski. Că acum cu invazia asta avea, putea să ajungă și pe copertă la Times și acum o să ajungă regina cel mai probabil la anul ăsta. Ei, asta e, să mai aștepte restul oamenilor. Da. Dar na, Zelenski poate să intre la anul. Dacă la anul se termină războiul, intră la anul. Mamă, sperăm să se termine anul ăsta. Doamne ajută. Să se încheie anul ăsta, că deja... Eu așa zic, că spre sfârșitul anului, domnul Striblemar contrazice. El spune că ar dura mai mult? Cam până prin primăvară. A, tot. Știi că sunt alții care speculează că ar dura ani de zile. Nu, e exclus total, pentru că ca să ții un război ani de zile, ai nevoie de economie care să-ți pompeze bani în războiul respectiv, ceea ce nici rușii, nici ucrainenii n-au. Da, da. Ucrainenii au că îi susține vestul. Occidentul, da, și Occidentul, rușii... iar rușii mai au... Din gaze, din ce mai vând ei, dar unde mai vând? Dar unde pe mai vând, da, că asta e întrebarea. Uite, asta, mie asta mi-ar plăcea să fac. Știi? Adică, mi-ar plăcea să am un show de caterincă, dar de altă că să pot să fac în show respectiv, radio și așa, o discuție de genul ăsta. Asta mi-ar plăcea. M-ar bucura. Sau mai am așa niște pariuri de astea în creierul meu. Mie mi se pare, de exemplu, domnul Striblea mult mai CHR decât foarte mulți din ăștia din CHR. Că mi se pare, în primul și în primul rând, că e la curent cu viața de om, e exact pe profilul ascultătorului. Da, eu l-am ascultat Striblea de multe ori. Și e foarte bun. Pe lângă faptul că e foarte deștept, asta te ajută. De cele mai multe ori când lucrezi într-un domeniu de genul ăsta unde ai nevoie de cuvinte, te ajută că ești deștept. Da. Și bravo lui că s-a ocupat și de latura asta deșteptăciunii. Băi, felicitările mele. Da, și rezonează cu omul de rând. Asta trebuie să și faci. Când lucrezi cu oameni, când te adresezi lor, trebuie să rezonezi cu ei. Ai văzut că de cele mai multe ori oamenii care au fost mega bogați sau ceva de genul ăsta, nu se poate să se adreseze mulțimilor. Ceea ce se întâmplă, pentru că știi și mai e o chestie de asta, că sunt foarte mulți de ăștia care și-au construit ei o imagine de aproape de sufletul pulimii, ca să o spun așa. E strategie și asta. A plebeilor, e o strategie, dar e foarte riscantă, că dacă te prinde unul pe la mare când ești ăla că beat, ia zi Neculae, ia zi ceva. Și încep să torni. În momentul ăla s-a cam terminat totul. Dar la ce țără? Da, așa, bun. Energie verde. Da. Să ne pune, vine iarna. Trebuie să ne punem centurile de siguranță. Și tu stai în chilos, doar la bază, că n-ai ce treabă. E riscant. E riscant. E bine. Foarte riscant, pentru că e o bulă care se poate sparge foarte ușor. Și mi se pare că oamenii ăștia știi, că nu e o rușine să ai bani. E foarte ok să ai bani. E foarte bine să ai cât mai mulți, dar nu poza în victimă. Tu stai cu chirie, Ionuț? Nu. Ți-ai cumpărat apartamentul? Te obliga părinții sau de ce? Mi l-au luat părinții. Nu, 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 glumesc. Mi-aș fi vrut. Aș fi vrut, dar nici eu nu o să iau copilul meu. Ideea e așa, da, mi l-am cumpărat. Asta am procesat-o mai greu. Oricum lui rămâne. Pe asta au mers părinții mei. Păi, dar n-ai deja unul. Stai cu noi. Dar l-am cumpărat acum vreo 3 ani, când era bine. Am prins. Și ți-ai făcut credit, ai rate la bancă pentru apartament? Da, da, pe 30 de ani. Chiar am făcut un sketch despre asta, că eu sunt în coproprietate cu banca. Eu când chem pe cineva la mine, trebuie să întreb banca. Tu vorbești serios? Nu, dar așa ar fi frumos. Mi se pare că așa ar fi frumos. Știi că toți ne bucurăm așa de astea, de apartamentele cu credit. Bă, nesimțit. Adică ești cu banca aia în treabă când vine cineva la tine sau când faci mizerie, când vine... Vine gașca la tine. Păi sun la bancă. Ei, bună, Transilvania sau cine. Poți vine și la mine, la noi. Poți vine la noi un prieten că vrea să zică, băi, nu e ok, ne face mizerie. Măi. Suntem pe 30 de ani împreună. Te rog frumos, că te lași pe tine să-ți aduci colegi de la altă bancă. Mai am nevoie de nevoi personale. Mi-am luat un credit atunci, acum 3 ani. Și e... Cât ai arată pe lună? 13 milioane și ceva, 14? 14 milioane, da. Acum e 14. Da, știu mă, că e bine. Fluctuantă. Da, da, n-a crescut așa tare. Am avut pe cineva care m-a ajutat cât de cât și mi-a zis că uite, ia-ți așa, așa, nu țin minte nimic. Nu știu termeni de genul ăsta. Cum nu știu ce înseamnă, niciodată n-am înțeles ce înseamnă a intabula. E ceva la notar, măi. Da, dar nu-ți... Noi să-i... Cred că... Nu știu cum să exprim în considerente tehnice. Mi-au mai explicat, crede-mă, toți. Deci am încercat ca să poți să încadrez legal o proprietate. Asta înseamnă? Da, despre asta. Să știi exact care sunt cotațiile, care sunt granițele,
Că să nu vină vecinul să-ți anexeze o bucată de pământ. A, de exemplu, că face referendum, păi, bucata aia contra... și zice că el vrea cu vecinul. Păi și nu e în contractul de vânzare-cumpărare? Intabulare? Păi tu nu poți să faci asta fără să intabulezi contract de vânzare-cumpărare. A, gata, uite, am aflat și ce înseamnă. Prima și prima dată îți trebuie carte funciară, după aia intabulare. Altceva, din nou, nu înțeleg. Cartea funciară, la fel, e cum avea, vine de la funcierea lui Moromete, de acum 100 de ani. A, băi, carte funciară. Da, nu, niciodată n-am reținut asta. Funcierea ce era? Că el lua niște lovele pentru faptul că avea pământ în arendă sau ceva de genul ăsta. Nu vreau să mănânc crahat acum să o sfeclesc foarte tare. Îmi zicea, de unde dacă nu e? Mm-hmm. Nu e! Exact. Și aici, de exemplu, cartea funciară, la fel, îți spune că pământul e de aici până aici, nu știu ce. Ah, bun. Păi nu, o să uit, îți dai seama. Adică sunt foarte... Acum așa tehnici. Am explicat așa, ce am înțeles eu. Aia, cu termenii tehnici, ca la mecanică. Nu veniți la mine să vă intabulați de astea, că nu... O să fie cineva în comentarii. Coco sigur știe să-ți explice asta. Ah, da, le are cu astea. O să fie în comentarii, oameni. Da. O să fie. De fapt, intabularea... De fapt, intabularea... Știți ceva, proștilor? De fapt, intabularea... Da, na, mă rog, suntem necunoscători. Eu cu atât mai mult. Da, mereu mă bazez pe alți oameni în lucrurile astea, știi? Bă, e bine, da. Bun, hai să luăm, să facem creditul ăsta și să-i dăm bătaie. Deci mai am 27 de ani acum. Dar nu ți-a crescut rata în timpul ăsta, nu? Nu. Cred că a fluctuat cu vreo... Nu mi-a crescut deloc. Bine, la venitul tău 14 milioane e foarte ok, adică nu e... Da, zis, am câștigi 800 de milioane pe lună. Mai ales acum din șomaj. Dar ai avut 800, ai avut luni cu 800 de milioane. Nu te plânge acum ca neasori în Constantinescu, că aia le-ai avut. Nu, n-am. Mi-ar plăcea, n-am avut cu 800 de milioane. Mi-ar plăcea. Dar cu 5-600 au mai fost luni. Păi nu, de exemplu, când se încasează mai multe campanii. Da. Eu nu iau lunar. Iau o dată la 3 luni, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Ăsta e sistemul de plată. Când, da, dar nu, când, de exemplu, încasările în publicitate, în astea, se fac în termen de 90 de zile. Cum așa. Mm-hmm. Din atunci, păcate, așa. Da, dar măcar și economisești. E și o parte bună. Că trebuie să dai datorii când iei. A, da, așa. Nu e nici economisire. Când vine Sile și îți cere, da. N-am niciodată. Am vrut așa. Am vrut oamenii să mă duc la mortare de curiozitate. Să mă duc să simt frica aia, știi? Să stau un pic în suspans. Dă, cum e? Băi, așa, și ce pun gaj? Băi, umărul stâng. Bun, hai să punem umărul stâng. Și după aia să trebuiască să achit. Dar n-am. Încă n-am ajuns de ei. Dar deci, nu se știe, în viață merită să le treci pe toate. Da, mai ales astea. Asta cu cămătăria, doar cuvinte bune am auzit. Da, pușcăria, la fel, trebuie neapărat experimentată, asta, că da, degeaba da. Trăiești dacă nu știi cum e, da. Băi, măcar 2 luni acolo. Războiul, sigur. Cum da, e? Ăla nu. Dar rest, chestiile astea care se mențin pe pace, le trăiești. Da, da, pușcăria e super pușcăria super este friendly. Extraordinară. Este extraordinară pușcăria. No, știi ce, vreau să te întreb de podcast dacă o să fie un proiect ala lung și dacă într-adevăr te ții de el. Da, pentru noi vrem mi-a să plăcut ținem. Mult cum l-ai făcut. Noi vrem să ne ținem. Da, au fost niște stângăcii în primul episod, acum mă refer la mine. Cuza a fost un invitat foarte bun. El e și un vorbitor foarte bun, are și dulceața în glas, are și cuvintele la el, e și frumos. Da. Te-l ajută, sper, pe Cuza, mă enervează. Ce mă enervează la ăștia frumoși? Că mereu zic că nu sunt frumoși. Mă enervează mai tare. Adică îți vine cumva... Băi, și nesimțit. Adică ești... Îl super pe Dumnezeu. Ok. Cum poți zici că nu ești frumos când ești frumos? E urât. E frumos ca naiba. Depinde, că acum lucrurile astea sunt relative, na. Da, măi, dar... Nu cred că lui s-a părut vreodată că e frumos. Bă. S-a părut. Dar tu ai analizat tu că el e frumos? Da, sau l-am băgat într-o aplicație. L-am băgat într-o aplicație, e frumusețe. Măi, okay. La Cuza și când te uiți la ce domnișoare a avut. Dar e frumos, când te uiți tu ca bărbat la Cuza, nu ți se pare frumos? Sincer. N-ai preluat de la el fața? Eu aș prelua-o. Băi, aș prelua creierul, îți spun sincer. Și adică... creierul, da. Acolo e interesul meu mai mare. Da, e un bărbat frumos, Dar nu, se alintă el. Are, știi care e chestia? Care el fiind un gagiu inteligent, n-are privirea de prost. În general, bărbații frumoși, nu știu dacă ai văzut, au o privire de atâlâmbă. Au, da. Care nu muncesc pe lângă frumusețe. Da. Care sunt conștienți că sunt frumoși de mici. Ăsta e avantajul exemplu, lui. Dacă te uiți la, nu știu, la Maluma. Nu cred că aș putea să discut ceva cu Maluma două ore. Are o goliciune, da. Are un pic de... Și e, într-adevăr, printre cei mai frumoși bărbați din lume. E, dar știi care e avantajul lui? A fost frumos de mic. Uite la Cuza, că vorbim de el mi-a arătat poza aia cu el mic. Bă, nu era frumos. Era urât, nu? Era, avea niște urechi mai clăpăuge și el zice, bă, ce urechi aveam.
Și m-am uitat, l-am descoperit când puneau ăștia de la Te Cunosc poze cu noi mici. Și buhuză, ui, eram bine față de tine, mă. S-a inversat. Și atunci s-a pregătit, bă, dacă rămân așa. Și brusc s-a transformat. Și a devenit un băiat frumos, dar el s-a pregătit. Dar care ți se par cei mai frumoși bărbați din România? Jorge, unul. Doamne, ce... cum s-a dus podcastul ăsta, ferească? S-a dus super tare, da, Jorge mi se pare. Deci Jorge e unul. Da, și atât, doar Jorge. Jorge e unul. Uite, cuza e frumos. Cine? Și botezatul e un băiat frumos. Cătălin sau Răzvan botezatul? Amândoi. Nu, Cătălin. Ok. Sunt, avem niște sex simboluri. Acum nu ne înțelegeți greșit. Botezatul e un domn frumos, nu e un băiat. Un domn frumos. A fost și un băiat, la un moment dat, frumos. Dacă te audezi, dă nana. Da, nu. Da, acum dacă eram acasă la Măruță, îl sunam pe domn Botezatul. Spuneam, domn Botezatul, stai aici cu Ionuțul Rusu, a zis că sunteți un băiat foarte frumos. Cum comentați afirmațiile lui? El e un băiat glumeț, așa. Băiat glumeț, dar nu e genul. Mă rog, așa, mergem mai departe. În schimb cu uza. Așa. Noaptea târziu. Are și lumea la care îmi place foarte mult. Glumim din nou. Da, ăștia ar fi. Cred că mai sunt, dar nu mi-amintesc acum. Dar România nu e o țară cu bărbați. Și femei, dar care sunt cele mai frumoase femei? Multe, adică aici avem foarte mult material. Dar România, avem foarte mult noroc. Eu asta am zis, avem foarte mult noroc bărbații din România. Că nu e concurență pe frumusețe la bărbați. România nu e o țară cu bărbați super frumoși. Chiar nu e, nu, de ce să ne... Majoritatea zici și când te gândești, un român, cum știrile alea de la Times New Roman. Da, un român. Și vezi, e ori neacostel, ori un burtos de ăla. Da. Asta e tipologia acum, da. Ana. Și toți ne încadrăm în ea, mai mult sau mai puțin. Adică există niște excepții, da. Niște domni. Dar așa noi suntem mai, da, muncitorești, știi? Mm-hmm. Așa, o aliură mai de... mai sovietică. Da, mai bei o unire. Știi? Se vede, se citește unirea pe noi, un pic. În schimb, la italieni, na, italienii sunt un pic mai cu ștaif. Ei, că ele nu-s. Nu, ele nu. Deci noi avem femeile, ei au bărbații, cumva, pe zona asta e frumusețe. Da, ceea ce explică mult. Acum, nu zic că suntem proști, suntem foarte deștepți suntem. Dar unii dintre noi, hai să exagerăm acum. Sper că ne merge mintea, ca popor. Chiar ne merge mintea. Da, nu, nivelul de IQ e mare, nivelul de conversie e foarte mic. Asta e, da, noi nu-l și folosim foarte mult, suficient dar de mult. Dar zi-mă trei femei din România care îți plac ție foarte mult. Deci trei femei persoane publice. Dacă puteam să te întreb așa, și ia zi, după ce te întrebam dacă te-ai beșit în lift, te întrebam dacă te-ai lăbit la ele. Băi, Gianina Ilieș. Ok. Am fost o perioadă foarte... Da, am avut și eu crush-ul ăsta. Da. Și când am întâlnit-o am fost... Ne-am zis. Purtam cu ea așa. Zis. Eu le zic la toate astea, n-am nicio treabă. Sper că poate una o să zică, ia dă să-l răsplătesc. Hai măi, pentru toată susținerea asta pe care mi-ai oferit-o, o să-ți dau un sărut. Da. Gianina Ilieș ar fi una. Antonia e foarte frumoasă. Dar nu-mi zi de astea cu bărbat, că la de astea cu bărbat, vezi, uite, știi, leu single, de mine caută dreptate, știi? Da, deci single. Gianina Ilieș, nu știu cum e acum acest. Astea care se poate, dacă o pocnim cumva, să avem și noi treabă cu el. Așa, deci Gianina Ilieș, nu știu că e singură, nu e singură. Altă femeie singură care e drăguță. Dar nu mai știu care sunt singură. Deci știu că toată lumea se împacă și se ceartă. Ceea ce e dătător de speranță. E și nu e. Știi că într-o săptămână o să se curbe. Gianina Ilieș, ai și Mădălina Ghenea, e frumoasă? Se pune mie asta nu mi-a plăcut niciodată. Nu ți-a plăcut Mădălina? Nu. Mădălina machiată doar. Am văzut-o nemachiată. Și machiată și nemachiată, nu m-am mega entuziasmat după ea. Bă, mi se pare că are așa o feminitate aparte. E foarte lentă în vorbire. Asta cumva mă... Nu știu, mă face... Cardelean mă enervează. Cardelean nu vreau pe cineva ca mine, știi? Dă-i un pic mai repede, vorbește, dă-i cu debitul. Dar în schimb, aspectual, e foarte bine. Și pe cine să mai zic eu ca femeie foarte frumoasă din România? Dar trebuie să-mi dai exemple. Și Corina Caragea. Ok, da, și Corina Caragea mi se pare foarte frumoasă. Da, are și ea ceva. Și mai ales că nu îmbătrânește. Aia, frate, este... mi se pare că are sindromul Ponta și Fuego. Da, că nici ei, nu? Corect.
E vampir, sunt vampiri. Frate, adică Corina Caragea arăta exact la fel când eu aveam 9 ani. Ești nebun? Da, fix, fix. Mi se pare mai bine acum. Când tinerește, zici că e Benjamin Button. Bine, pentru că cred că asta, așa se explică și la acuza și la multe chestii de genul ăsta. Pentru că toată lumea s-a șocat când a văzut că Jeff Bezos arată mai bine acum decât arăta înainte. Sau Elon Musk, sau multe alte cazuri. Știi că e meme-ul ăla cu Ronaldo care n-avea dinți în gură și acum avea dinți. Și zice că nu ești doar, nu ești urât, ești doar sărac. Adevărat. Ceea ce e, într-adevăr, din punctul meu de vedere, se confirmă. Adică mi se pare că acum ai accesul la niște tehnologie și la niște... viață foarte bună, încât să poți să arăți foarte bine și să trăiești foarte bine și foarte mult. Da, și de ce să nu faci asta, dacă îți permit până la urmă? Dar și nici fiind... nu cred că trebuie să ai foarte mulți bani pentru asta, îți spun sincer. Păi pentru nu că dacă bine. Te uiți la Cuza, de exemplu, el de ce ți se pare că e așa de frumos? În primul și în primul rând, e pentru prima dată când are o tunsoare adecvată formei capului lui, da? Da, da. Deci e tuns ca lumea. Da? Se îmbracă bine. Se îmbracă acolo, bine, ceea ce îi pune în valoare multe lucruri. Mulțumim, Anda Cărpătureanu, pentru asta. A, da, 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 da. Și... ea mi-a recomandat și mie hainele astea. Serios? Da, da. Vezi, uite. E de la el, adică știu că el vorbea cu Anda și... Stă îi... aici, în spate. Păi ce a aici stă? Da. Hai că mă duc în bistă. Deci despre asta e vorba. Și plus că da, ai de exemplu problemă, nu știu, ai probleme la dinți. Dacă ești rupt în cur, să ai cu dinți așa. Da, mai da, cad, da, mai de astea. Da, dacă papa, ai lovele, rezolvi orice problemă la dinți ai. Faci... fațete, da, toate nebunile. Da, corect. Și până la urmă, nu, eu nu sunt oponentul acestor tehnici. Că atâta timp cât îmbunătățești ceva, bine, atunci când abuzezi, că mai sunt oameni care au abuzat, bine, e boală. Se observă, da. Se vede urât. Da, când faci o operație așa, ca să, nu știu, îți îndrepți un defect pe care le aveai și uite, și la nas se fac multe operații. Mulți oameni fac la nas. E foarte ok, atâta timp cât te simți bine, cât... Nu știu, eu la asta, la nas, n-aș face niciodată. Deși cred că am cel mai bieșit nas din România. Păi da, da, știi vorba. E o carte de vizită. Am mai cunoscut și oameni cu nasul mare, fără... E o carte de vizită, e important. Știi, e o carte de vizită. În plus că după atâți ani de nasul mare poți să-l scurtezi, că e ok. Se știe că l-am avut cândva. Dar la bărbați e bine, la bărbați e altfel. Știi, la bărbați nu mi se pare ceva... Chiar e un atu de bărbăție, nasul. Păi bune, pare așa mai zdravân când ai un nas mai puternic. Știu că la... miroși mai bine... Da, dulmeci. Dulmeci, adică poți să... Miroși țepele, ce s-ar putea să te ajute mult. Îi miroși pe șerpi, de la distanță. La femei știu că ele sunt mai îngrijorate de latura asta năsească. Năsească. Lor nu le place. Deși sunt femei cu nasul mare foarte interesante. Chiar sunt. Uite, de exemplu, mie mi se părea Mihaela Rădulescu cu nasul acela original mai mișto, mai interesant, dacă ții minte. Da, da. Da. Nu știu, îmi părea așa că are un alt vibe. Uite, Mihaela, de exemplu, nu mi s-a părut niciodată așa. Măi, e o femeie o fatală. O Corina Caragea a fanteziilor mele copilărești. Da, pentru că n-are elementuri de drăguțenie. Ea e o femeie fatală, puternică, știi? În schimb, Caragea, genul Irie, și-au elementul de drăguțenie. Uh-huh. Ei de... îi mângâiau. Am mers, dar nu, n-am intențele. Ai luat așa de fălcuțe. Mă! A, din nou am mers? Băi, da, eu îmi dau seama după ce le zic. Nu zic că stai lângă ea, să te uiți la un film sau ceva, știi? Îți vine să... Da, da, da. Așa că la copilașii ăia, știi? Când te luau mătușile, bunicile. În schimb, la Mihaela Rădulescu, na, știi, e o femeie din asta, o femeie... impunătoare. Îți dai seama că dacă stai cu ea în casă, îți vine să ieși pe aia de obraz dacă ești cretin. A, da, da, da. Îți vine. Evident. Dar sunt femei cu care îți vine să faci ceva și femei cu care îți vine să faci altceva. Da, și asta e o treabă. Și bărbați cu care îți vine să faci ceva și bărbați cu care îți vine să faci altceva. Ca să fim politică. Și non-binari cu care îți vine să faci ceva și non-binari cu care îți vine să faci altceva. Acum chiar suntem super coreți. Nu cred că avem încă non-binari în România. Cred, din ce am observat eu în presă, n-a apărut non-binarul. E nici să mor eu dacă știu ce înseamnă exact non-binarul ăsta. E ăsta că nu te identifici cu niciun gen.
din ce mi-amintesc eu. Adică neutru? Da, ești cumva neutru. Cum s-a făcut Demi Lovato, cred. Ok. Că ea era, că nu mai vrea să-i se zică el, ea, ci ei, ele. Them. Așa vrea ea să-i, să se adreseze lumea către ea, cu them. Sau nu mă pricep. Nu mă pricep. E greu, e greu, nu putem înțelege acest... acest domeniu. Eu cu Corina Caragea, cu astea, cu astea le înțeleg. Mie dă-mi pe Corina și sunt ok. Nu. Dacă tu spui că, nu știu, că alte, că Cuza e frumos, că nu știu ce, că nu apreciez da. Și asta e ok. Da, da. Dar să-ți placă ceva, domnule. Dar măcar ceva să apreciezi acolo. Dacă vii și spui că eu nici așa, nici așa, păi și că e vorba aia nici cu pula în cur, nici cu sufletul în rai. Știi? Nici la radio, nici podcast, una din două trebuie să faci. Da, da. Dar ții minte că mi-ai zis la petrecerea, apropo de podcast, că mi-ai zis tu ia niște microfoane și dai drumul la un podcast? Pentru că e înlocuitorul perfect. Da. Până într-un punct. E substituentul... Păi uite, de exemplu, eu aici mă simt ca la radio. Mai ales că având și căștile pe urechi, se simte și starea aia. Nu îți minte, ai și la tine căști, nu? Doar eu. Doar eu am căști. Doar tu. În momentul în care își dă jos, invitatul nu poți să-i pun căști, fiindcă el având masca aia, e... inconfortabil, pe lângă faptul că e inconfortabil tot costumul ăla. Da. Și atunci țin eu căștile ca să aud vocea distorsionat, să nu mă prind cine e, și după aia le dau jos și vorbim pur și simplu în microfon, fără căști. Dar în sezonul viitor vedem ce o să fie. Nu, e mișto asta cu căștile, mie mi se pare foarte fain, pentru că după ce ai făcut mult radio, e destul de mult. Pana mea, ți-a făcut 30 de ani. Da, nu e o viață. Dar după ce 3 ani de zile din aia puțin pe care i-ai te-ai trezit în cauza 5 jumate, te-ai trezit în fiecare zi cu vocea ta în căști și a interlocutorilor, e destul de complicat acum să renunți la ele, plus că e o chestiune de acuratețe, mi se pare mișto asta. Adică, pe lângă faptul că pentru tine mi se pare că e o mega provocare asta cu podcastul cum a fost și pentru mine, pentru că e altceva față de ceea ce eram obișnuiți. Garantat, da. Mi se pare că aici, acolo poți să-ți dai seama că e vorba doar despre produsul pe care tu îl faci. Nu mai există scuza cu frecvențele, cu licențele, cu departamentul de marketing, cu audiența care e măsurată pe telefonul fix. Spuneți-ne un radio! Ce facă? Un radio! Un show! Da, da. Că mai e normal că ies locul 1. Și Kiss că au cel mai, sunt brandurile cele mai puternice, da? Kiss și Zeus, cele mai puternice branduri. Restul de mai încolo, mai în jos, nici nu mai contează foarte mult. La nivel național. La nivel național, da, se bat ele două în principiu pentru că au au notorietatea asta. Brere, au care se aude de oriunde, adică... Și da, au și stații foarte multe. Dar ai să râzi, știi ce radio are cele mai multe stații din România? Că și eu am aflat recent. Trinitas. Nu. Bine, pe lângă... Acum excludem frecvențele Trinitas naționale. Trinitas, după aia e Digi FM. Antena satelor. Da, Digi. Digi. Păi da, de asta au și cumpărat. RCS, RDS au cumpărat Pro FM-ul. Și au luat de la InfoPro. Că au luat de la InfoPro, da. Da, deci există... potențial și pe celelalte radiouri să se extindă, dar astea două sunt un brand foarte puternic, atât Zoo cât și Kiss-ul sunt extrem, extrem de puternice. Digi are și programe bune, da, de exemplu, și, are, dar nu pot să compar niciodată, adică nu știu, pentru, din punctul meu de vedere, Digi FM sunt foarte buni pe știri, mai buni decât Europa, dar la categoria programe, odată plecați tribla de la Digi la Europa. Europa e ca și cum l-ai fi luat pe Ronaldo în formă maximă de la Real Madrid și l-ai dus la Barcelona. Da, da, e posibil. În schimb, am înțeles că na, se fac și acolo destul de multe mișcări. În piața radio toată vara asta a fost o nebunie. S-au schimbat o grămadă de lucruri. Au plecat și din alte părți și de la Pro a plecat Coțofană cu Deve, a venit Drăcea cu Ciudoiu și cu fata respectivă. Am uitat cum o cheamă. Raluca. Raluca. Fata aia a prezentat știri când am... A, deci era din breaslă, să zic așa. Da. Da, au fost o grămadă de tot modificări. Tot soiul de experimente care se fac până la urmă. Din punctul meu de vedere, principala problemă e că piața radio nu... Nu mai vinde la fel ca înainte sau... Aia. Adică oricât ar încerca, de exemplu, uite că astea sunt discuțiile pe care le-am cu Răzvan Popescu foarte des, în care el îmi spune că zic, da, domnule, dar uite, piața radio, că produce, că nu știu ce, păi da, Radio Zoo a avut profit undeva la 2 milioane și ceva. Într-un an. Cred că dacă și el se încordează, bate profilul ăsta. Bine, Radio Zoo, doar radioul, nu? Adică da, doar radio. De intact. Doar radio. Ei, vorbim nu doar e, de nu radio. E rău ca profit.
pentru că e profit. Îți dai seama că ai o grămadă de cheltuieli pe lângă. Ai cheltuielile cu salariații, ai cheltuielile cu stațiile care te costă mult întreținerea lor. Da. Ai cheltuieli cu promovarea, adică ei investesc super mult, da, și da, în campanii. Deci vorbim de radio numărul 1, da? În numărul 1, da, pe anumite segmente. Da, e în top acolo, 1-2. Dincolo de audiență, dincolo de orice, dacă te uiți pe Instagram-uri, da? Dacă ei pe aia care lucrează acolo, vezi că au puterea cea mai mare. A, da, 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 pe zona asta de imagine, da. Ideea e că asta e ăla cel mai tare, da? Adică e șeliul radio-urilor. Da. În momentul în care te duci mai în jos, uite, de exemplu, da, pentru pasiunea aș face-o, dar vezi cum ai spus-o și tu. M-aș duce la un radio, la un radio fără așteptări, dar inițial condiția era ca ai să câștigi nu știu ce, ai să o plăsnești cu nu știu ce schemă de asta. Adică, practic, excludeai considerentul financiar. Acum, dacă îți spun, te-ai mai trezit la 5 jumate dimineața pentru 100 de milioane pe lună? Băi, da, nu știi în ce punct te afli. Adică, acum depinde în ce punct te afli. Într-adevăr, eu zic nu, că venitorile... având în vedere faptul că tu dacă dormi mai mult, că asta încerc să-ți produci... poți produci mai mult. Că da. Sigur că da, dacă ești în gaura găurilor și... Da, te trezești la 5 jumate pentru banii aia. Dar nu poți să-ți lași, de exemplu, altă activitate din care ai produce triplu, da, pentru activitatea corect, aia. Indiferent câtă pasiune ai, și dacă ai pasiune egală pentru ambele, o alegi pe aia care ți-aduce un venit mai mulțumitor. În schimb, uite că vorbeam de asta, profiturile la KIS sunt mai mari decât la ZOO, la toate cele trei radiouri, la KIS, Magic Rock. Păi da, dar nu poți compara niciodată Romantic FM cu Magic FM, pentru că Magic FM decembrie sparge tot. Da, da, da. Da, nu, da. Poți, și nu poți compara niciodată Rock FM cu nimic. Da. Așa cu e. Cu nimic, dar adică sunt profituri, Rock FM e tare. Sunt profituri mult mai mari. În schimb, ceea ce se întâmplă în piața TV și radio este că, momentan, ei oferă venituri mai mici decât ce poate online o să ofere. Asta e ideea. Păi asta încerc. Eu asta spun, că n-am vrut să par arogant când ai zis te-ai mai trezit la 5 jumate dimineața pentru 100 de milioane pe lună. Că tu poți să ai, de exemplu, într-o lună o campanie din care să faci în două zile de filmare banii aia de 5-6 ori, da? Așa e, așa e. Și asta e că entitățile separate, entitățile astea de pe online, care de regulă sunt formate dintr-un om, adică e un nume, încep să depășească entitățile astea mari, brandurile, cum ar fi, mă rog, ProTV, Antena 1, nu știu ce, sunt un influencer, sau nu neapărat influencer, hai să nu zicem așa, un creator de conținut, ajunge să aibă putere aproape la fel de mare ca o televiziune care are niște resurse enorme. Bine. În spate. Aici e și o discuție despre cât de mult poți să susții puterea respectivă. Că mulți o dau în bară la un moment dat, mai pierd, mai revin. A, da, 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 nu se... Asta e fluctuantă. Dar pentru mine calculul era simplu. Adică, nu știu cum să zic, o lună bună, strict din AdSense, a produs 7 salarii de ale mele. Da, da. Strict, da, AdSense, adică strict podcast. YouTube. Și vorbim de 4 emisiuni, adică practic de 5 ori mai puțin decât aș fi muncit la radio într-o lună. Pentru că noi de cât timp filmăm? De 2 ori. Da, o emisiune, da, la radio avea 3. Eu, da, mă simt mult mai relaxat acum, pentru că n-am responsabilitate, adică nu vine nimeni să mă certe. Da, poți să vorbești liber. Dar nu vine cineva să-mi zică, a zis Benji la radio, nu e bine. De-aia și oamenii migrează din spre zona asta, spre podcast. Mă uitam, spre exemplu, după, am fost ieri la team building la film, foarte bun filmul, pentru că are și niște chestiuni colorate care se vorbesc exact așa cum trebuie să fie, după Cred. Care m-am uitat la Clanul și îl văd pe Pavlu, care Pavlu în umbre era absolut extraordinar, îl văd în Clanul cum... Bine, și scriitura aici, e o problemă și din scriitură, să mă ierte Dumnezeu și Lea Bugner, dar... E și o problemă de repiș de alea. Du-te acolo unde se ascunde în scorbura lui să nu-l găsească măcelarul. Când în umbre îi zicea, du-te în pula mea după el unde ți-am zis. Da, și aia, da, era situația, adică era cu totul și cu totul mai credibil. În momentul în care tu trebuie să fii pe ProTV că a scos banii de producție, că de pe voi eu și cu încă vreo 3-4 fraieri am mai plătit 4 abonamente că eu sunt cretin și nu țin minte parolele și îmi plătește tata 2 și mă ciucă 2. Da? În afară de ăștia ca mine, oamenii se uită pe ProTV, că e moca. Da, și n-ai voie cu pula, n-ai voie cu astea, trebuie să vorbească aia, cu scorbura lui, ca să nu-l găsească măcelarul. Da, e elementul ăsta de TV și de radio care te cenzurează, inhibă. Te inhibă, da. Îți... Dacă
dacă e o discuție ca la România în direct, chestia asta nu mă afectează. Dar dacă încep să discut despre femei frumoase... Da, îți vine să zici... Da, da. Zic, o doamnă foarte distinsă. O duduie... O duduie încântătoare, atrăgătoare. Câte revelații n-am mai avut cu dânsa. Vezi, pierde din farmec, știi? Da, da. Asta bine, ar vedea este... una dintre probleme, știi? Este și public pentru asta. Sigur că, că da, aici sunt alte cheltuieli, sunt alte lucruri. Dar este și public care nu acceptă limbajul ăsta colocvial. Este public care îl respinge. Și chiar și public tânăr. Am întâlnit o grămadă de oameni care ziceau, uite, îmi place că nu e conjurături, știi? Oameni tineri. Repet, nu o să fie niciodată dacă fac o emisiune specială cu domnul Striblea despre... vezi că și spun domnul, nu vezi zic fac cu Striblea. Fac cu domnul Striblea, da? O emisiune și nu o spun peorativ, cum aș spune eu, nu știu, domnul Ionuț, care sunteți de seama cu mine. Dar domnul... Nu, dacă fac cu... Și vorbim despre Regina Elizabeta, vorbim despre criză, despre situația din Ucraina și așa mai departe, sigur nu o să dau să-mi bag pul pe aici. Păi aia e, da, depinde. Dar și care. Dar lumea știe din titlul la ce dă click. Asta e, că trebuie să te raportezi la subiectul discuției, la subiectul filmului, serialului, depinde ce faci, da. Trebuie să fie cât mai natural totul, autentic, să fie din filmul ăla, din filmul ăla. Dacă ești din filmul ăla, atunci e credibil. Am văzut, pula mea murișa. Exact, da. Zici mai, zici informal, să spunem așa. Să vină de strip, adică, da, regele Charles, sigur că da, e un rege care are toate calitățile, dar a avut și momente în care și-a băgat pula în casa regală a Marii Britanii, având derapajele sale când a mai luat-o pe ulei, futul în gură. Deși ar fi fani. Adică, cumva ar odată, fi foarte da. Fani. Da. Odată, da. Ar fi fani în stil de parodie, așa, știi? Ar fi fani dacă ești la Antena 3 sau ești la B1 undeva, nu ar fi fani. Știi ce mă gândeam odată? Și te spun acum ca să nu faci tu ideea asta înaintea mea. Să fac o parodie a tuturor podcasturilor din România, inclusiv pe a meu să mi-l parodiez. Nu, tuturor, stai că acum sunt mii de podcasturi. Nu, la astea cunoscute. E, să știi că am avut și ideea asta. Chiar că ai zis-o acum. Serios? Dar doar la un podcast am vrut să fac. Pentru că m-am gândit pe cine pot să fac, știi, pe cine pot să imit. Și pe cine aș putea, că n-am imitat pe nimeni din sfera asta podcasturilor și m-am gândit la Micuțu. Dar după aia m-am gândit câtă lume rezonează în zona de sketch cu zona de podcast. Sunt două zone destul de diferite. Există un public de sketch și un public de podcast. Și podcastul e un pic mai nișat. Okay. Nu e foarte comercial, cu toate că are foarte multe view-uri. Nu e super comercial, e totuși o nișă. Nu e un sketch viral, dar poate să meargă la toți. View-urile alea sunt aceleași la toți, adică aia de la Augustin și aia la profesorul Dulcan sunt cam aceiași oameni. Da, categoric. Într-adevăr, ce e nișă e cei la domnul Striblea cu Radu Paraschivescu, unde într-adevăr altceva la vorbitorin, ce acolo e cu totul și cu totul altceva. Nu, eu mă refer de exemplu, uite, dacă îi spun maică, mi-ai văzut podcastul, nu știu care, o să zică ce e la podcast, probabil. În schimb, dacă îi zic de un sketch care e viral, o să știe că ajunge la toți. E un sketch cumva e mult mai... cuprinde o plajă mult mai largă de public deocamdată. E șeruibil pe WhatsApp, pe astea, da. Îl dai, știi? Da. Un podcast nu prea îl dai. Hei, ia uite ce s-a întâmplat în podcast de o oră jumate sau o oră 40. Nu e o chestie pe care o să o vezi așa undeva la muncă, rapid. Am văzut ăsta și dau share. Și atunci publicul de podcast e, hai să zicem, că însumează vreo 2 milioane de oameni. 2 milioane și ceva. În schimb, publicul de sketch sunt 17 milioane, 18. Sunt toți. Adică oricine poate să vadă un sketch și să-l distribuie mai departe. Oricine. Chiar și cineva care n-a văzut în viața lui un sketch poate să vadă un sketch și să-l dea mai departe. E mai accesibil. Bine, într-adevăr, nici nu produce atât de mult ca un podcast, un sketch. E că nu o să produc aceiași bani decât dacă e ultra viral. Nu știu ce să zic. N-ai, în 4 minute nu poți să ai atât de mult venit cum ai într-o oră și ceva. Da, dar eu nu l-aș privi așa. Adică aș privi tipul de conținut gen sketch ca fiind strict conținut aducător de notorietate. Da. Cum l-am privit ani de zile când făceam la 3 chestii chestia pe Moca. Adică nu câștigam nimic din treaba aia. A, deci nu era pe... Era o chestiune care știam că o să-mi folosească la imaginea mea și așa mai departe. Dădeam bani, bilete de tren și pe toate astea, că eu făceam și navetă de la București la Iași. A, mă duceam vinerea, filmam sâmbătă acolo și după aia duminica seara mă întorceam la București. Nu ieșea nimic din treaba aia.
Dar eu mă întreb... Chiar da, e și moldovenii după asta. Da, e și pe canal de... Dar eu ceea ce a fost echilibrarea balanței foarte bună, știi? Da, și apoi a venit și impulsul. Adică după moldovenii a avut impulsul, nu? Da, dar aveam Pro FM înainte. Bine, la impuls erau bani considerabil mai mulți pentru frecarea pulii și mai multă. Da, aveau, sunt resurse. Ei, care, dar m-a dus și într-un punct de al depresiei în care nu făceam mai nimic din ce îmi plăcea mie. Deși oamenii erau foarte mișto. Adică, uite, dacă vrei să mă colegi cei mai faini, am avut acolo la canal. De departe cei mai faini colegi. Da, e echipă mișto. Și eu de fiecare dată când am fost acolo. Și unii care mă enervau în ultimul hal, dar n-aveam eu treabă cu ei foarte mult. Păi peste tot, fiecare pădure are și uscăciunile. Evident, da, dar nu ca și loc de muncă. Adică nu știu, dacă mâine ar trebui să mă angajez acolo, mă duc, clar. Deci canalul rămâne ok. Dar nici nu mă gândesc, e, pentru mine e ca și casa mea acolo. A, n-ai, e și aproape acum. Deci și aproape și, dar nu numai de asta. Adică nu știu, mă simt foarte ok cu oamenii de acolo. Oameni foarte fain ca și mediu de lucru, știi? Adică turcii aici specialiști în cum abordează situația cu oamenii, cu angajații lor și să-ți creeze un mediu de lucru. De, adică, bă, te simți safe, frate. Ai nevoie de ceva, aia te ajută. Da, știi? Da, e altă treabă. Și ai și un statut. Adică nu miroase a corporații. Pe când la RCS, RDS, acolo te pișai cartelă. Era o chestie care nu știu cum zic. Eu numai când o vedeam, îmi punea un văl pe față. Nu puteam. Dimineața, la prima oară, îți văd turnicheția. A, da, tu ești de... Bine. Așa-s clădirile în care lucrează, n-ai ce să-i faci. Nu, că acolo era strict RCS, RDS. Adică era Digi24, DigiFM, ProFM, DigiSport. Da, sunt niște chestii corporatizate, dar tot, peste tot se întâmplă asta. Adică încet, încet corporația acaparează tot domeniul media. N-ai de ales. Dar mă, nu mă deranjează să trec prin turnicheți dacă e respectat. Eu asta aș vedea, adică aș vedea chestia asta cu sketch-urile, strict ca o chestiune, zic, domnule, asta aduce notorietate, nu gândesc ca și profit din asta. Da, bine, aduce și profit, adică nu vreau să mănânc... Aduce, la cifre bune aduce, sigur. Acum da, adică ajungi la un 4.000... Poate chiar și un 5.000 dacă ai cifre bune în luna respectivă, pentru că îți cresc mult alea din urmă. Îți cresc mult. Bine, n-ajungi la suma asta, ca să fiu sincer. Cel puțin eu. Nu știu, probabil sunt alții. Uite, Mircea are niște view-uri considerabil mai mari. Mm-hmm. Dar, în schimb, campaniile. Campaniile încă funcționează bine pe sketch. Exact. Pentru că sketch-ul e un loc în care poți să-l integrezi mai ușor și mai natural decât în alte zone unde trebuie să-l prezinți, pur și simplu, produsul. Deși, în sketch, rata de hate e cumva mai mare. Pentru că uneori se simte destul de puternic campania. În schimb, când o faci într-un podcast și zici mulțumim pentru susținere, ai zis-o, adică băi, ei ne susțin. N-are de ce să dea lumea cu hate. Mm. Mulțumim pentru că avem sponsorul ăsta care ne plătește astfel încât să creăm cadrul ăsta de lucru și să ne întreținem. Într-un sketch nu prea poți zice asta la început, că pierzi atenția. Hei, și mulțumim nu știu ce pentru... Bine, frate, trebuie să integrezi produsul ăla în sketch-ul respectiv, să fie ceva funny pe baza produsului. Da, deși și în podcast trebuie să poți să găsești o integrare faină, știi, a chestii respective. Poți, dar dacă îți permite pur și simplu contextul să-l prezinți așa, pur și să-l prezinți în sine, de ce să nu faci așa? Mm-hmm. Ei, mulțumim, nu știu care e firme că ne-a susținut, bun, să acum să începem podcastul propriu-zis. Și e acceptată. În sketch îl integrezi într-un fel, încerci să o bagi cumva din mantinela, să te înțelegi cu agenția, să te înțelegi cu clientul. Unii clienți sunt foarte deschiși și agenții la fel, alții sunt un pic mai dificili. Trebuie să fii un diplomat foarte bun în asta. Da. Și să ai și pe cineva care vorbește cu ei bun, diplomat. Dar pe mine asta mă ajută foarte mult, că eu nu interacționez direct. Uite, de exemplu, aici Mircea mi se pare tătuțul tătuților, ce a făcut el acolo în dezvoltând toată chestiunea aia care funcționează atât de bine și bă, și să vinzi de la Cluj mai bine decât aia de la București, wow! E un exemplu. Adică el e un exemplu pe care mulți îl urmează în zona asta. Chiar și eu mă uit la el și încerc să preiau anumite modele din ceea ce face el, pentru că funcționează super bine. Și în primul rând, rigoarea. El are o rigoare de postări. Toată lumea e implicată, trup și suflet, au un program. Adică tot e calculat, știi? Nu e așa de pe zi pe alta. Nu mai e în zona aia de semi-hobby. Hai să facem și azi. M-am gândit la un sketch, știi? Avem acest program, noi trebuie să postăm. Lumea se așteaptă de la noi să postăm. E ca o televiziune online. În ziua asta noi postăm, le oferim publicului, rămânem acolo pentru ei. Da. Și creăm fidelitate și din partea lor. Ori ceilalți au...
au lăsat asta pe plan secund, au făcut și alte lucruri și în cazul meu e la fel. Și puneam așa la un interval de o săptămână jumate, două săptămâni. Păi de asta zic că tu acum e să te ocupi mult mai mult de chestiile astea. Și acum se vede, adică niciodată nu cred că ai fi făcut asta cu cifa dacă tu... Da, 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 nu cred și că... Și nu mă refer că era greu de găsit cifa, ci pur și simplu că asta e o idee care îți vine în momentul în care mintea ta e destul de relaxată. Da, îți dai seama că îți mănâncă energie, orice loc de muncă îți mănâncă energie. Spuneai și tu că da, inhibă creativitatea pentru că o faci zilnic, oricât de genial ai fi, făcând zilnic ceva, în momentul ăla îți cade un pic din performanță, că n-ai cum să dai zilnic, de exemplu, ai o emisiune de umor 3 ore pe zi, tu nu poți fi 3 ore genial. E super greu, indiferent cine ești, Jim Carrey. O să ai și momente în care mai cazi, o să ai și momente mai slabe. Categoric, pentru da. Că e firesc. În schimb, atunci când tu te concentrezi pe un sketch, să zicem, de 4 minute, te concentrezi o săptămână, tu poți să dai în alea 4 minute totul. Adică poate să fie 4 minute foarte bune. Pentru că ai avut timp, o săptămână să te pregătești. Plus că e și chestia aia de monotonie, adică în momentul în care o faci, bă, în fiecare zi... Da, nu, nici n-ai subiecte uneori, că se întâmplă la radio efectiv să nu se întâmple nimic. Prodanca și Reghe nu se bat întotdeauna, plus că nu e politically corect să râzi de bătaia omului. Nu. Ba, ne ascultă la oameni. La bărbat e ok, parcă. Da, dacă și-a luat o Reghe, da, vezi că aici a și dat. A luat, da, și dat. Da, și a dat. A luat, da, și primit. Da, am văzut că a ieșit ceva, cu ceva gips, nu vreau să, nu știu despre ce vorba acolo. Na, dar un caz din ăsta, da, e mișto, e aur. Chiar e aur pentru... E aur în sensul de metal prețios. Pentru un radio, pentru o televiziune. Că mai faci o caterin, că na, mai trece ziua aia. Dar este, habar n-am, ziua de 19 octombrie. Nu se întâmplă nimic în 19 octombrie, niciodată. Ce vorbești în 19 octombrie? Hei, bună dimineața, nu s-a întâmplat nimic. Depinde, zilele care se poate întâmpla. Sau în țări civilizate. Eu mereu am zis că în țări civilizate și super... în care treaba merge perfect, cum ar fi Elveția, mereu bară, Norvegia, o altă țară. Ce vorbesc ea la emisiuni de umor? N-ai nimic. Nu există nimic de care să-ți bați joc, nu există nimic ce să ironizezi, totul e perfect, tot funcționează. Dar cred că nici nu au foarte mult umor. Aie, că e o nouă zi în care totul e perfect. Bun, da. La revedere. N-avem conținut nimic. Nu s-a întâmplat nimic în afară de lucrurile obișnuite. Bine, dezbateri și de astea sigur au. Acum da, în contextul actual. Da, și umorul ăsta, mie mi se pare că e din ce în ce mai grosolan până la urmă urme. Adică, știi, și toată lumea cântă prohodul Divertisului. Eu m-am uitat acum la ce a făcut Divertis la canal. Scuze-mă că zic, dar e slab. Adică, cu toată recunoștința pentru monstruozitatea Divertisului, de... nu-i vorba că nu mai există public pentru asta. Ci e vorba de faptul că trebuie să adaptezi umorul ăla calitativ la cerințele publicului de astăzi și la capacitatea de înțelegere a publicului. Dar tu te referi la serialul ăsta? Au făcut un serial acum cu scris de Tony Greco, cu Gojira, cu Jojo. Da, știu. Da, nu mai știu cum se cheamă. Strada Speranței, gata. Strada. Bine, deja, uite, și numele. Adică numele e un pic învechit. Foarte. Eu foarte. Când aud Strada Speranței, eu îl aud cu vocea Corinei Chiriac. Exact, Strada Speranței. Strada Speranței, știi? Nu pot să-l zic Strada Speranței pe voce tineră. Strada Speranței, numai la Tele7 de ABC. Da, el e un writer foarte bun, Tony Greco, doar că e un writer bun pentru generația respectivă. Știi că e super greu să te adaptezi la niște lucruri, că și noi când ne uităm la anumiți tiktokeri sau la anumiți vloggeri super noi care fac niște lucruri, mi-e greu să le înțeleg. Uite, de exemplu, mi-mi place foarte mult cum se adaptează Brenciul la chestia asta. Că chiar am discutat aseară cu el și a venit cu niște analize foarte pertinente. Pe lângă faptul că omul e foarte inteligent, pe lângă chestia asta, mi se pare că el și-a menținut freshness-ul ăsta pentru că e foarte ancorat din perspectiva ficăsii. Mereu a fost. Deci mereu a fost. Brenciul e omul care s-a reinventat mereu după Tele Eurobingo sau ce asta prezenta el la început. Apoi a venit din nou în televiziune ca jurat în diverse emisiuni, în muzică mereu a adus un suflu din ăsta fresh. E un exemplu de om care se adaptează de mereu tânăr. Adică Brenciu pare că în team building apariția lui efectiv e wow. E căcătoare, cum s-ar zice. Wow. Și bine, asta e și meritul echipei de regizori, scenariști și așa mai departe. Că nu vreau să supăr pe nimeni acolo, e un amalgam. Nu știu care e regizorul, care e scenaristul, care... Ăia trei!
Da, da, da. Păi deci, ei trei au fost... Cortez cu Matei și cu Micuțu. Au împărțit felia asta. Când apare Horia Brenciu, s-a terminat șmecheria. Adică mi se pare o chestie... Wow! Senzațional. Și e bună scriere acolo, e bună asociere. Dar să vedeți filmul ca să aflați mai multe. De ce e Horia Brenciu acolo, de fapt? Adică motivul pentru care apare Horia Brenciu. Păi de asta n-am vrut spoilere. Să zic unde apare și așa mai departe, da, că dacă mergeți acum la film și începe filmul în 5 minute, cu siguranță o să uitați de faptul că trebuie să apară la un moment dat Horia Brenciu. Și când o să apară o să râdeți foarte mult. Ideea e că, uite, de exemplu, Dan Bitman sau Bonica n-ar fi apărut în treaba asta. Da, da. Brenciu, în schimb, înțelege chestiile astea, frate. Adică, uite, la nunta asta de șmecher unde am fost, eu a cântat Horia Brenciu, pe lângă mulți alții. După ce a cântat, m-am întâlnit cu el în niște culise pe acolo. Nu știu, era și ziua lui, în noaptea aia. Am stat, nu știu ce, și dimineața când m-am trezit eu din beție, că la nuntă nu m-am bătat deloc, era nuntă de șmecher, să plec treaz, m-am bătat după, de nervi, că nu m-am bătat la nuntă, știi? Mi-am luat 20 de beri, m-am dus cu încă doi bețivi de mei care au o altă nuntă la Sinaia și ne-am bătat muci. Pe banii voștri. Da, ne-am dus la micul dejun, l-am mâncat, după aia ne-am culcat și așa mai departe. Și când m-am trezit dimineața, aveam nu știu câte taguri de la Horia Brenciu și foarte șmecher filmate, foarte mișto făcute. Pentru că omul a înțeles foarte bine chestia asta și era o chestie care mi-era și ciudă, știi? Ai zis că, băi, să-mi bag picioarele, uite, omul ăsta a făcut-o mult mai șmecher ca mine. Ești nebun și din altă generație. Da, nu te așteptai la Horia Brenciu. Și eu când văd ce pune pe net Horia Brenciu, sunt cumva, frate, trebuie să iau exemplu de la el. Adică e super ancorat în ce se întâmplă acum. Și înțelege până și entertainment-ul, ce înseamnă entertainment. Cum înțeleg americanii, că ai văzut că la americani e mai ușor, s-au dus. Obama s-a dus la roast sau la lucruri de genul ăsta, știi? A fost la în emisiunea Between Two Ferns cu Zac Galifianakis. La noi încă e o scorțoșenie de asta. Da, la noi nu poți să chem pe cineva, adică nu o să-ți vină niciodată un politician, un fost președinte cu atât mai puțin, să faci catering cu el. Poate Băsescu, dar nu știu. Da, tu știi de cât mă chinui cu Băsescu să-l aduc la podcast, jur. Da, e greu. Dar acum că e vecin cu Cuza, poate am șanse mai mari. Da, eu stă în aceeași zonă? Da, stai fix, vecin cu Regalitatea. Fix în același complex, am stat și eu acolo. Cu Regalitatea. A băgat președinție cu Regalitate. Da, nu ai pe cine. Președinție cu domnie. În domeniul ăsta. Că și eu l-aș chema pe Iohannis. Chiar l-aș chema pe Iohannis. N-ar veni. Plus că nici nu cred că ar fi ceva... Aș face un sketch. Spumos, jur. Aș face un sketch cu Iohannis. Aș face asta. Sau cu oricine din domeniul ăsta. Pentru că trebuie să arate și ei că sunt umani. Că sunt din... Tot din tagma noastră. Americanii de asta... procedează așa. Da, Zelenski de asta are succesul ăsta la public. Da, e om. Viitor. E om. Și la americani, ei sunt mult mai deschiși, mai relaxați. Cum să poarte, domnule, președintele tricou? Da. E președintele! Exact, exact. E mentalitatea asta. Zic, ok, dar e președintele la picnic. Și poate la picnic să n-aibă cravată, zic. Și da, e problema între generații la noi. Foarte mare. Chiar și în umor. Am văzut că nu prea se respectă așa între generația asta mai veche, nu prea respectă atât de tare generația nouă. Am observat și chestia în asta. General. Sunt care, uite, de exemplu, Radu Pietreanu e foarte mișto. Îl cunosc și el chiar apreciază... Și Mogur e la fel. Da, apreciază ce se întâmplă în generația nouă și susține asta. În schimb, există alții, acum nu dau nume, dar care nu gustă și ți arată și disprețul. Dacă asta e umor, dacă asta e în ziua de azi, înseamnă că nu știu ce. Dă-i o șansă. Încearcă să înțelegi tot fenomenul ăsta de acum. Mi se pare că e o beșeală de asta care există foarte mult în direcția asta. Da, și dacă cineva a fost mare la un moment dat, nimeni nu-l poate întrece pe el, nimeni nu poate întrece ce a făcut el, nimeni nu poate face o glumă despre el. Sunt oameni care nu acceptă glume despre ei. The cool guy o să fie întotdeauna tipul lui Horia Brenciu, care vorbească cu niște puști. Da, 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 exact. Și care acceptă și poți să faci caterincă cu el. Ai văzut că poți să râzi cu el, poți să îi spui trebuie să revin că noi nu mai suntem puști. Asta. Adică mai ales eu, adică tu ești puști, că tu n-ai ajuns ascendent, dar sunt în ascendent, nu, gata, mi-a trecut vremea. Da, da, ăla va fi tot timpul de cool guy. Adică în mintea mea întotdeauna o să, dacă mă pui acum alege, Brenciu sau Bănică? Da, există sens la întrebare, adică despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Brenciu sau Bănică? Horia, pe tine te aleg! Evident, și atunci, pentru că ăla e the cool guy. Ăla care vine la mine și se uită așa, se uită de sus. Ce face băiatul ăsta? Cu ce se ocupă? Ok, da, Chini. Mi-e greu să cred că nu știi. Unul, primul pas, că mi-e greu să cred că nu știi. Dar nu o să accepte. Știi că e comentariul ăla. Și ăsta cine mai? Da, 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 și ăsta cine mai? Exact. Cine mai?
Morții tăi, boule, ești pe canalul lui de YouTube, scrie numele acolo. Care-i rostul întrebării? Poate o să fii și noi așa că suntem bătrâni. Nu cred, adică mi-e greu să cred chestia asta. Eu încerc să controlez de pe acum apucăturile astea de cretin, știi? Da, să nu fim acrituri. Moșneac de la decrepit, nasol. Eu vreau să fiu într-un azil. Eu vreau să stau doar cu șmecheri în azil, știi? Și să stau cu niște din ăștia bețivănei. Niște băieți ăștia așa care au fost golani. Nichi Bici Santrofei, în fiecare vară se întâmplă asta. A, acolo da. Nu, într-un azil românesc. Chiar azi m-am întâlnit cu un prieten care are azil. Și mi-a zis, băi, dacă vin așa, aici se poate așa să mai bei o bere. Hai că fac un sketch acolo. Da, am vrut și asta, dar-i plin. Și zic, băi, se poate să mai fac așa un chef dacă mă cazez aici, la bătrânețe. Da, frate, asta vreau eu. Nu vreau să pun presiune pe copiii mei. Adică n-aș vrea să mă țină așa, să mă îngrijească, să vină să-mi aducă la pat chestii, să... Na, bă, stați liniștiți, bucurați. Mai veniți pe aici din când în când, dar îmi găsesc prieteni aici. Eu îmi găsesc tovarăși aici. Mă, sunați, ok, nu am din astea când mă iubiți. Dacă plătiți cazare, e ok. Cât să fie, 1000 de euro pe lună. Nu-i, da, bine, că cam am pe acolo, dar e 800 de euro. Deși, nici cum nu-i bine. Rezolvat între timp, dar na, poți să ai. Aoleu, da, atunci nu-i bună niciuna. Nu-i demența sau scleroza, nu sunt cele mai nașpa, nu. Poți să ai de alea, delirium, tremens. Câte boli cu creierul există, de alea adevărate, nu? Da, depresia. Da. Nu că depresia n-ar fi o problemă, e, dar... E, da, e ridicat un pic la rang de... Nu-i depresie când ai bani de Bugatti și trebuie să te mulțumești cu Lamborghini. Da, acum asta e depresia. Oamenii văzând pe internet niște lucruri, eu consideră că e ceva absolut firesc și atunci nu-l am, sunt trist. Nu, și pentru că există o goliciune de asta interioară, de aia. Da, nu mai poți să... Nu găsești fericirea în nimic în afară de material. Oamenii acum sunt super orientați spre material și cred că acolo e fericirea. Nu caută în alte părți. Mm. Bă, bani. Am văzut la nu știu cine, la aia care a postat bani. Dacă n-am bani, nu sunt fericit. Avea, acum și versurile din piese îți spun asta, știi? Mai ales trapul. Nu poți să iei chile să te îngrășești dacă n-ai bani. Așa, este și o piscu dacă n-ai bani. Băi, mi-am zis convers de la... Eu am dezmințit-o pe aia. Da? Ai explicat, cum adică să nu poți să iei chile să te îngrași dacă n-ai bani? Bagă parizer pâine de o săptămână. Da, există mâncăruri care chiar te îngrași foarte bine. După aia n-ai cum să-i superi pe șmecheraș dacă n-ai bani. Cum adică? Un cercetor nu te-a enervat niciodată? După n-ai nici ce să le lași la urmaș. Credite neplătite de astea. Să le lași moștenire un credit. Tot legacy. Avea un vers, cred că Țanca Uragan, cred că el. Am prea mulți bani să pot să mă indispun. Băi, este ceva... Am prea mulți bani să pot să mă indispun. Da, băi, e ceva, o creație fabuloasă. Deci, e un citat de Instagram pentru peste câțiva ani. Am prea mulți bani să pot să mă indispun. Băi, atât de bine gândit. Bă, doamne, nu știu cine a scris versul ăla, dar e foarte bun. Da, cred că Quick. Îl bănuiesc așa. Băi, dar e scris cumva, bă, atât de... Pe, știi? Pur și simplu, din topor, dar bun. Da, am da. Prea mulți bani să pot să mă indispun. Eu nu pot să fiu trist, că am prea mulți bani. Trebuie să mă ocup de ei. Foarte bine, foarte bine. Bine, și asta e o treabă. Până la toată coada, sigur că da. Depinde până la urmă ormei și de ierarhia situației. Adică totuși dacă pui asta pe primul plan, s-ar putea să fie problematic. Păi nu, tocmai atunci când pui pe primul plan banul, atunci nu poți să te indispui dacă ai prea mulți bani. Dacă tu ești o persoană mai profundă, te indispui. Dacă mai ai alte necazuri, îți dai seama. Și îți dai seama că nu banul e totul. Da. Dar tu când toată fericirea pentru tine stă în bani, nu poți să te indispui. Dar prea mulți bani poți să mă indispun. Categoric. Da, mă, n-ai fericire pe partea aia, n-ai o familie, n-ai... Am bani. Am bani, nu mă indispun. Aia e. Super simplu. Dacă nu trăiesc eu alte sentimente din astea mai adânci, aia ce... Am bani, nu mă indispun. E așa asta un principiu și o filozofie de viață.
Da, dincolo de toate, cred că până la urmă ormei există lucruri și probleme mai importante care desigur pot fi corectate cu umor, ceea ce relevă și întâlnirea noastră de astăzi, care cu siguranță a fost una dintre cele mai spumoase din punctul ăsta de vedere, exact așa cum aș și fi așteptat să fie. Ce pot să zic? Sunt foarte bucuros de faptul că am făcut chestia asta din nou și sper să o mai facem în timp, să o mai reluăm odată cu trecerea timpului. Pe lângă asta, ce? Cadou? Cadou, frate. Cadou. Da, hai să facem cadou ca să vadă și oamenii și promit că la următoarea întâlnire să vin cu un scandal. Îmi pare foarte rău. Mă simt atât de prost că nu vin cu ceva, cu o chestie, o bătaie, cu un adulter ceva, cu un copil făcut cu cineva din flori. Îmi pare foarte rău, dar data viitoare, sincer, cu Janina Ilieș. Cu cineva anume, habar n-am. Bă, știu că ești mare fan PlayStation, drept pentru care chestia asta sigur o să-ți placă. Băi, evident că îmi place, sunt mega încântat. Ia priviți, oameni buni, despre ce este vorba. Se vede la cameră? L-am pus invers? Hai să și desfac. E o treabă care e destul de... Eu n-am avut niciodată PlayStation 1, dar pentru nostalgici cine a avut PlayStation 1, cred că cutia asta mi se pare ceva, ceva mai genial, de atât nu cred că există. E magică și îți mulțumesc din suflet. Ia, uite, am și cană cu PS. Aici? Aia nu desfac acum. Cană care, din care poți să bei liniștit acasă când te trezești când vrea pula ta, Ionuțe, nu la 5 jumate ca să faci matinal. Deocamdată, să vedem ce va fi pe viitor. Iată, avem și păhărelul. Și pahar din care să bei apă, Ionuț, ca să trăiești mult și bine. Și bine, și avem și astea. Așa. Aceste două din alea... Ca să nu murdărești masa, Ionuț. Deci eu mai aveam din astea, nu le foloseam, dar îmi tot ziceau și iubițele și maică-mea că, băi, pune-le că sunt utile. Nu, dar bune că, uite, dacă tu acum ridici orice pahar de pe masă, rămâne... să vezi că a rămas niște smecleu pe ea. Eu am full pe mese de chestii din astea. Lipicios, când pui mâna, ai impresia că e ceva super... murdărel. Și faza e că dacă nu e lumină bună cum e asta care pică de sus, făcută de domnul Nenciu, mulțumim frumos, Doamne ajută, dacă n-ai lumină de asta, tu nu le vezi, știi, în lumina ambientală. Da, și atunci tu nu ai dimineața când te trezești, pui mâna, zic... Slow. Eu pun pâinea în el. mai fac micul dejun și pun pâinea în așa și... aia iau lipicioară la ană. Dar sunt sărătos. Îți mulțumesc mult de tot, Ionuț, pentru seara asta. Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru cadou. Pentru tot ceea ce faci tu și pentru faptul că ne cunoaștem și pentru faptul că de fiecare dată ai reprezentat unul din motivele pentru care mi-am dorit să fac lucruri și mai mișto. Pentru că mi-am dat seama că se poate și pentru că mi-am dat seama că doar așa putem progresa cu toții. Ce pot să vă recomand este să, sigur că să urmăriți sketch-urile lui Ionuț pe care deja le cunoașteți cu siguranță și să îi urmăriți și podcastul care apare în fiecare miercuri, după cum am spus, pe același canal al lui de YouTube, Ionuț Rusu. Și vă recomand să nu dați skip, că e fain jocul ăla, adică mie mi-e ciudă și credeți-mă, azi e marți când filmez cu Ionuț, mâine apare podcast. Nu să-l întreb cu cine a filmat, pentru că vreau mâine să mă bucur de chestia. Să mai dau skip ca un bou și să văd un păr creț să mă gândesc dacă e Drăcea sau Cuza. Ai, asta. Nu, nu o să zic că e Cardi B mâine. Uitați-vă și să vedeți. Așa că uitați-vă la podcastul Ionuț, pentru că e o idee de podcast fain. În contextul în care multă lume în România și-a făcut podcast, foarte puține au făcut niște podcasturi inedite. Eu, de exemplu, nu. Și atunci... Stai, mă, că ai fost pionier. Nu e adevărat. Am fost în pionieri. Păi erați printre, da. 5, 6, 7. Cine mai? Morar cu... Nu, sunt 4.000 sunt acum. Morar cu Bobonete și Micuțu. Și Bucnici. Da. Bine, și Bucnici, dar care nu poți zici că e comercial neapărat. Adică nu da, e pe nișa aia de IT. Micuțu, Bobonete, Morar, da. Da. Și cu Măruț am lăsat în același timp. Ah, vezi, deci practic... Am și mers bară la bară, la un moment dat, el a decolat, eu am făcut regresare personală. A fost și domnul Regherer. Dar recuperăm, nu e problema, domnul Măruță. Care zicea Deana că este obraznică. Eu încă nici n-am intrat în ascendent. Aia, stai. Vezi, el are câți ani în fața ta? 20, cred că are 40 ceva de ani. Măruță? Da. Care e 45, nu că 45. Scoate, el e în ascendent. Păi dacă avea 41 în 2019, 44, face 45 la anul. Ține-te să treci, domnul Măruță. Da, ne ajută să dea Dumnezeu sănătate.
Ionuț, îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vouă vă mulțumim din tot sufletul. Nu uitați să-l urmăriți pe Ionuț peste tot, pe mine, pe unde mă mai puteți suporta. Like, share, subscribe și toate alea, doar dacă vă doriți. Doamne ajută!